În momentul în care inteligența artificială a început să conducă singură mașini, una la mână și doi la mână, să creeze artă, chiar dacă e artă între ghilimele, folosind operatori de inteligență artificială, deja cumva m-am panicat. E complicat să găsești toate sursele ilegale care îți folosesc. Toate sursele care îți folosesc ilegal munca. În momentul în care te identifici cu un brand, înseamnă că vrei să fii acel brand, ceea ce nu e posibil dacă n-ai un semnat de cedare de drepturi. Salutare, bun venit la Escu Show Podcast, eu sunt Escu și ăsta este podcastul. Astăzi stau de vorbă cu Cristian Medeleanu de la VAR Atelier, bun venit la Escu Show! Pentru invitație. Știu că am vorbit de ceva vreme și vreau să-l facem mai devreme, dar știi cum e, mai bine mai târziu decât niciodată. Sunt încântat să fiu aici și hai să-i dăm drumul, să vedem ce iese. Da, așa este. Încercăm de ceva timp să aliniem planetele. Până la urmă am reușit, chiar dacă nu este scenariul ideal. Mie unul mi-ar fi plăcut și știu că și ție să fi făcut chestia asta face-to-face, într-un alt cadru, eventual undeva pe malul canalului Bristol. Dar asta este deocamdată, trebuie să apelăm la tehnologie pentru că deplasarea încă este o problemă. Sunt foarte multe chestii pe care vreau să le abordăm, foarte multe subiecte pe care vreau să le discutăm, în special cele la care știu că te pricepi, în care ești un specialist și practicant. Vreau să vorbim despre copyright, vreau să vorbim despre platforme pe social media, vreau să vorbim despre advertising și bineînțeles despre aventura ta cu Avram de astă vară, dar... Hai să vedem prin cât îi putem trece. Prima dată, ca să începem cu începutul, pentru cei care nu te cunosc, te rog să mă iei de la început, să-mi spui cine ești, ce ești, cum ești, unde ești și cum ai ajuns aici, unde ai ajuns în momentul ăsta în care discutăm la Escu Show, uite, în noiembrie 2022. Nu știu de unde aș putea să încep. O să încep un pic din spate, cumva. Am fost un copil un pic mai ciudat decât ceilalți. N-am prea fost genul de băiat care să umble în găști și așa mai departe, deși socializam destul de mult cu toți băieții din cartier. Dar mi-a plăcut foarte mult partea creativă a vieții. Mi-a plăcut foarte mult să mă uit spre un lucru și să încerc să-l înțeleg, să încerc să înțeleg cum este făcut, de unde vine, cum a ajuns la forma pe care o are. Și ușor, ușor, mama și-a dat seama că am înclinații artistice, mai clar spre partea de pictură, desen. Așa că am făcut 4 ani în 2 ani de zile la Școala Populară de Artă din Slatina, la Dinu Lipati. După care... De acolo ești din Slatina, să înțeleg. Da, sunt slătinean. Uite, vezi că am răspuns și probabil și la o întrebare pe care mulți o aveau și nu știau cum să afle. Da, sunt slătinean, sunt născut pe malul Oltului. Cum ziceam, am făcut 4 ani de zile, în 2 ani de zile de Școală Populară de Arte cu doamna Petre Aurica, femeie extraordinară, probabil primul meu mentor în viață. După care am avut de ales între Craiova și ceva în Slatina. Taică mi-a vrut să mă facă polițist, maică mi-a vrea preot la un moment dat, în fine. În schimb, eu mi-am dorit foarte mult să ajung la liceul de artă. Chiuleam de la orele de cultură generală ca să fug la desen. În același timp, în loc să plătesc meditațiile la limba română, plăteam meditațiile la desen. Pregăteam foarte mult pentru examenul de la Pitești, fiindcă știam că este foarte greu de intrat la liceul de artă din Pitești. Erau foarte... Cum am zis, eu am făcut doar 2 ani
Deci eram cumva cu 2 ani de zile în urmă față de ceilalți care mergeau acolo. Scuze-mă că te întrerup, da, când zici că ai făcut 2 ani în, sau 4 ani în 2, înseamnă că ai trecut prin toată materia de 4 ani, că ai fost atât de bun încât ai terminat în 2 ani sau ai făcut doar 2 ani că n-ai avut ce face și n-ai avut cum? Dacă o întrebăm pe doamna Petre Aurica, teoretic eu n-ar fi trebuit să pot să fac acei 2 ani. Trebuia să fi mers la Școala Populară de Artă din clasa 5-a. În schimb, am ajuns 2 ani de zile mai târziu. Asta înseamnă în clasa 7-a. Aha, și a trebuit să recuperezi. Am dat un test de desen. A ieșit decent, au zis ok, are potențial, sau cum a zis doamna Petre mai târziu, brânză bună în burduf de câine. Așa. Am mers la Pitești, am dat examenul acolo, cu media de la capacitate, din nou, revin la faza cu taică-mi vrea să mă facă polițist, am ales să iau note cât de mici posibile la capacitate, ca nu cumva să... să am șansa să merg la Câmpina la poliție. Dar știi că este și un banc cu preotul și cu polițistul. Nu vreau să-l zic pentru că las, că o să ți-l zic în privat. Ok. Cu polițistul și cu popa ca opțiuni de carieră. Am intrat penultimul conform mediei de la capacitate și am ieșit al doilea după primul. Am înțeles. Am făcut 4 ani de zile de artă monumentală cu domnul Șerban Popescu, dar am avut norocul să am câțiva alți mentori pe lângă mine, cum ar fi doamna Mariana Șenilă și doamna Mara Diaconu, care încă mi este un mentor la 75 de ani. Mă bucur enorm de mult că din când în când îmi răspunde la telefon și stăm de vorbă. Foarte fain. Încă încerc să țin legătura cu ei. După Pitești, am avut de ales între București și Timișoara. N-am mai vrut să mai fac artă monumentală, deși, cum am zis mai devreme, maica mi-a dorea la un moment dat să mă facă preot. Am petrecut foarte mult timp prin biserici la un moment dat. De asta am și făcut artă monumentală, practic. Îmi doream cumva să merg pe direcția asta, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa de simple și o să fiu destul de direct, șpaga era destul de mare. Am înțeles, deci trebuia să te faci polițist prima dată, nu? Pe vremea aia. Da, și atunci am decis să nu mai merg pe artă monumentală și să merg pe ceva mai nou. Aveam de ales între București și Timișoara. La Timișoara fiind Universitatea de Vest, Bucureștiul nu mi-a plăcut niciodată, am fugit de el încă de când am aflat că sunt posibilități și la București. Am încercat tot timpul să fug din Olt, am fugit din Olt în Argeș, după care am, așa cum am zis, am fugit de București, am ajuns la Timișoara, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde am făcut graphic design, a fost o alegere... Așa, de moment am ajuns acolo, era secția de grafică, care cumva mai mult spre zona artistică, spre concept, design multimedia, care însemna publicitate pe vremea aia, nu prea se știa de jocuri, de filme, de chestii de genul ăsta, adică nu prea știa exact în ce categorie intră. Și atunci era design grafic și am zis, nu e nici grafică, nu e nici design multimedia, e design grafic, sunt două la un loc, cât de rău poate să fie. Ca să-mi dau seama, după ce am dat examenul și am intrat, că este de fapt publicitate afișată sau publicitate de print, în mare parte, logo, design și așa mai departe, nu mi-a picat bine. Dar am zis, asta e, am mers pe instinct, zic, mergem în continuare. Din păcate am făcut 2 ani jumate în Timișoara. M-am angajat la un moment dat. Am plecat practic de la mătură, că n-au vrut să mă angajeze prima dată. Mi-au zis că n-au locuri pentru mine pe secția de design, dar au zis... deschidem în 3 luni de zile, dacă doresc să fii aici pentru eventualitatea... pentru a putea fi aici atunci când deschidem și avea posibilitatea de a fi primul care află de pozițiile de grafic design.
poți să te angajezi. Și am zis, ca ce? Păi nu avem mare lucru, adică mătură, șurubăraie, curățenie și așa mai departe. Și am zis, ok, nicio problemă, facem și din astea. Am muncit 3 luni de zile de la, cum am zis, de la mătură până la casier, supraveghere case, team leader și așa mai departe, ca într-un final să ajung pe secția de... A fost cumva o chestie de nu putem să-ți dăm un job pentru că n-ai experiență sau nu aveau poziții? Efectiv nu aveau poziții, eram un om destul de încăpățânat, nu prea știam să accept nu și au zis ok, dacă chiar îți dorești, asta putem să-ți oferim momentan, dacă vine vremea o să fii printre primii care află, dacă e suficient de bun te luăm. Îți dai seama, în 3 luni de zile știam exact cum funcționează tot magazinul de la cap la coadă. Așa cum am zis, la un moment dat am ajuns pe poziția de team leader pe supraveghere case. Mm-hmm. Și eram deja la curent cu tot ce se mișcă în hipermarket. E vorba de Real Hipermarket, primul Real Hipermarket din România care a fost deschis în Timișoara. Mm-hmm. Am lucrat 6 luni. Din nefericire mi-am dat seama că în astea 6 luni de zile am învățat enorm de mult față de 2 ani jumate de facultate și am decis să pun capăt facultății, mi-am luat dosarul și am plecat spre casă cu gândul de a mă duce în sfârșit în București, unde știam că sunt mult mai multe posibilități să fac ceea ce îmi doresc, dar locul pe care eu nu l-am plăcut prea mult, nu mi-a plăcut orașul în mod special. Pe 1 ianuarie, chiar pe 1 ianuarie, eram în București deja, la o mătușă, până mi-am găsit chirie. A fost o chestie interesantă, că eu plecasem cu planul de serviciu, chirie, apoi eventual o prietenă. Am găsit chiria prima dată, prietena după, serviciu un pic mai târziu. Prin martie deja eram angajat la Global Print ca și junior graphic designer, unde am stat 2 ani de zile. Unde am avut ocazia să lucrez cu probabil peste 1000 din firmele din România. În special pe partea de tipizate. Am făcut foarte mult facturi speciale. Pe vremea aceea, foarte mult. Cataloage, cărți de vizită, logo-uri, foarte multe logo-uri în perioada aceea. Era cumva totul pe fast forward înainte. Salariu pentru junior. La un moment dat am zis, bă, nu pot să trăiesc așa. Adică, ca să pot să-mi fac treaba, trebuie să am totuși niște condiții cât de cât care să-mi permită un echilibru psihic în primul rând. Și atunci am decis să plec. Am plecat în decembrie, pe 1 decembrie, la 2 ani de zile. Am lucrat apoi ca DTPist, Desktop Publishing, pregătire pentru tipar în Eurogamma, pentru câteva luni de zile, după care am avut norocul să ajung la The Corporate Media, care cred că este una dintre cele mai faine experiențe pe care am avut-o ca angajat. The Corporate Media fiind o companie care își dorea tot timpul să facă performanță și să aibă chestii super specializate și profi. Am avut ce se ocupa? Tot graphic design, dar făceam inclusiv produse in-house, de la cataloage până la, nu știu, cutii și așa mai departe, de mână, pur și practic. Am făcut ceasuri la un moment dat. Am avut ocazia să lucrez pentru Vega Hotel, de la Mamaia. Am avut ocazia să fac niște campanii foarte frumoase pentru Vega Hotel, la vremea aceea și cred că și în ziua de astăzi este unul dintre cele mai prestigioase hoteluri de pe litoralul românesc, locul unde se duc toți oamenii care își permit și care au bani. Așa, am avut ocazia să lucrez pentru Petrom, făcut un catalog destul de mare tehnic pentru ei. Din nefericire a venit criza, a trebuit să... Am avut cumva... Cum a fost acum cu pandemia,
cumva și pe vremea aceea se făcea un fel de furlou sau șomaș tehnic, nu? Uh-huh. Din păcate, eu fiind cel mai proaspăt în companie, nu am avut această opțiune. Singura opțiune era să rămân în continuare angajat cu normă întreagă, ceea ce nu era un lucru foarte bun pentru companie care în momentul respectiv se chinuia un pic, la fel ca absolut orice altă agenție de publicitate de pe vremea aceea. Și am decis să plec. Am decis să îmi iau bagajul și să-mi încerc norocul în altă parte. Durat un an de zile până s-au reglat cumva treburile. Am plecat vreo două luni de zile în Spania. M-am chinuit un pic, am învățat limba spaniolă, am uitat limba italiană. După care m-am întors înapoi în România. Cosmin Morar, directorul de Corporate, a fost super încântat de idee și m-a primit cu brațele deschise. I-am zis, vin, te ajut. Era tot așa în perioada Crăciunului. Te ajut cu proiectele pe care le ai în momentul de față, după care o să îmi iau bagajul din nou, fiindcă am deja alte planuri. Deja învățase italiana, era păcat, adică. Nu, era spaniolă, că italiana am uitat-o, practic. Uitase între timp. Da, s-a întâmplat o chestie ciudată în creier, fiind foarte apropiate limbile, fiind stresul foarte mare și efortul foarte mare depus pentru a învăța limba spaniolă, cumva ceva s-a... Da, acum ca o paranteză, știi, limba italiană a devenit a doua limbă română, așa cum Opel-ul a devenit un fel de a doua Dacia, știi, pentru român. Da, da, da. Noi am schimbat foarte mult între timp. Ok, un adevărat periplu. Cum s-a întâmplat saltul spre străinătate? Începusem să lucrez 3D. Am făcut Muzeul Gazelor din Mediaș, vreo 5.000 și ceva de obiecte, plus clădirea în Unity. Și cumva îmi doream să fac mult mai mult chestia asta. Compania cumva plecase pe cu tot o altă direcție. Compania în care lucram la momentul respectiv, practic ultimii 5 ani de zile de România. Și atunci am zis, cumva trebuie să merg undeva unde oamenii sunt un pic mai deschiși, îmi cer scuze, către partea de 3D, către partea de animație și modelare 3D și print 3D, iar era o chestie foarte interesantă, chestie nouă. Întotdeauna am alergat după chestiile noi, noile tehnologii. Prima dată am plecat 7 luni de zile în Amsterdam. Inițial am vrut să rămân în Amsterdam. În februarie am plecat în Amsterdam 2018. Mi-am deschis firma Medeleanu Studio în aprilie. Între timp am făcut amenajare de bărci. În același timp am făcut delivery, Foodora și Uber. Nu știu dacă pot să zic, dar nu cred că contează că e podcast. Chiar nu contează. Mi-am deschis firma. Am încercat să fac design grafic, mi-am dorit să fac design grafic în Amsterdam, mi-a plăcut orașul foarte mult, mi-a plăcut țara foarte mult, mi-a plăcut stilul lor de viață. N-am fost chiar așa de convins de libertatea asta despre care vorbește toată lumea, că vorba aia, prostituția este legală, iarba este legală și așa mai departe. Niciuna dintre ele nu mă pasionează în mod special, dar... De asemenea, și libertatea de expresie este mult mai liberă, ceea ce nu este tot timpul adevărat. Trebuie să ai foarte mare grijă cum deschizi gura și ce zici de obicei. N-ar fi fost asta o problemă, mă adaptez destul de repede. Din păcate, 99% din convorbirile telefonice, din încercarea mea de a obține contracte în Amsterdam sau în Olanda s-au terminat cu întrebarea, da, ne scuzați, vorbiți olandeză? Păi nu vorbesc olandeză, vorbim de o jumătate de oră în engleză. A, ne pare rău, nu putem să facem afaceri în engleză. Și
cam acolo s-au încheiat, cum am zis, 99% din, din convorbiri. Dacă pot să intervin, scuze-mă că te întrerup, pot să confirm chestia asta. Întâmplarea face să știu persoane români care au locuit sau încă locuiesc în Belgia, care au lucrat sau încă lucrează cu firme olandeze și până când n-au învățat limba olandeză, nicio șansă. Cum am zis, spaniol am învățat-o în 2 luni de zile. Ok, da, e limba latină, nu e, mai și olandeza. E mai ușor de învățat. Mă gândeam prin prisma faptului că vorbesc engleză, ciupesc un pic de german, o să-mi fie ușor să învăț și olandeza. Din păcate, nu ai cum. Nimeni nu o să vorbească cu tine în olandeză, în special în Amsterdam. În momentul în care încerci să vorbești în olandeză și te bâlbui un pic, se face switch-ul pe engleză automat și nu se mai întoarce nimeni la a vorbi olandeză cu tine, ever. Așa că n-am învățat decât bonci mei, dankevel, hut morgane și cam atât. Astea fiind cuvintele pe care le foloseam de obicei la Lidl când îmi făceam cumpărăturile. În rest, nimic, absolut nimic. Și în august, la sfârșit de luna august, am decis să mă mut în Anglia. Fratele meu era deja aici. A zis că încearcă și face tot posibilul să-mi găsească o cazare și un loc de muncă. Am venit, uite-mă în Anglia. Ok, și în Anglia ce faci? Ce este VAR Atelier? Asta mă interesează. Cum ai ajuns la și ce faci concret? Tot parcursul meu de când am plecat din țară a fost cumva să-mi construiesc baza de skill-uri, să învăț noi chestii, să toate în direcția de a face design grafic și 3D. Primii 3 ani n-au fost așa de simpli cum trebuia să fie, cum mi-aș fi dorit eu. Se pare că visul englezesc n-are nicio treabă cu visul american. Băi, faci ce faci și iarăși îți demonstrezi că de fapt visul ăsta vest-european nu-i chiar așa de dreamy, știi? Că nu tot ce zboară se mănâncă. Că felul în care noi românii de acasă din România percepem străinătatea, de fapt este foarte, foarte diferit. Poate nu da, complet altfel sau invers, da? Oricum, mult, mult mai diferit în moduri în care nici măcar nu ne putem imagina atunci când suntem doar în România și n-am fost în vest sau n-am trăit în vest pentru o anumită perioadă. Spun asta pentru că foarte mulți români care nu merg în vest sau în alte țări decât în concedii au niște chestii de astea, niște visii dintre astea ciudate aproape pentru mine despre țările vest-europene, cum că sunt într-un fel sau un alt fel, că mamă ce civilizat sunt, că mamă că la ei se poate, că mamă nu știu ce, că acolo nu este corupție, că acolo nu știu ce, că bă rog, tot felul de chestii de genul ăsta, iar eu efectiv în sinea mea, serios, ai fost tu 2 săptămâni în Italia, știi cum e în Italia sau știi cum e în Spania sau știi cum e în Olanda, habar n-ai. Eu am avut norocul să colind un pic, am avut norocul să merg în Egipt, am avut tot norocul să merg în India o lună de zile, am avut norocul să văd o parte din Europa, am avut norocul să ajung în Japonia, care este cu tot o altă lume, nu am ajuns niciodată în Anglia până să mă mut aici. Practic am ajuns în Anglia cu ideile deja bine înfiripate și preconcepute de Anglia aceea pe care o știm din cărți, din filme, cu cavaleri, cu King Arthur și așa mai departe, da? Când am ajuns aici, mi-am dat seama că realitatea n-are nicio treabă cu fantezia, dar, din nou, limba a fost unul dintre motivele principale pentru care am decis să vin în Anglia și cred că al doilea și cel mai important, legislația. Încercând să fiu, am încercat inclusiv în România să-mi construiesc un business, m-am lovit de birocrație, m-am lovit de legislație. În principiu de asta am fugit în Amsterdam, practic, în ideea că este un alt sistem, este un sistem digital în primul rând. Anglia, din nefericire, nu este chiar așa de digitalizată precum Olanda.
Dar, așa cum am zis, au legislația foarte stabilă. Au legi de la 1800, cum ar fi legea care nu îți dă voie să fii băut în bar. Este încă în Constituție, da? Faptul că nu are voie barmanul să te servească cu mai multă băutură alcoolică în momentul în care deja ești beat. Dar da. Asta zic. E altfel pus în cuvinte, dar da. Am dat exemplu ăsta ca să demonstrez faptul că legislația englezească este totul stabilă. Nu se schimbă de pe o zi pe alta după poftele. Da, au legi de la exact. 1200, au de la Magna Carta. Sunt o grămadă de chestii, sigur. Și bylaws, multe chestii. Pe mine asta m-a interesat cel mai și cel mai mult. Faptul că am un mediu legal în care pot să mă dezvolt fără să-mi fie frică că mâine s-ar putea să trebuiască să-mi găsesc alte soluții la ceva ce deja am planificat de ceva vreme. Ce s-a întâmplat în România chestia asta sau de ce? De ce ți era atât de teamă? Dă-mi și mie un exemplu, două, ca să mă prind despre ce vorbești. Păi, în primul, am lucrat foarte mult pe proiecte europene la un moment dat în România. Multe contracte la distanță de o semnătură au fost anulate cumva o săptămână de zile mai târziu pentru simplu fapt că s-a schimbat legislația. În România sau legislația europeană? Da. Nu, în România. Și eram, bă, dar am făcut dosarul, am muncit, am tras, am făcut mostrele pentru proiect și așa mai departe. Am vorbit cu oameni, am vorbit cu instituții și așa mai departe. Și acum ce facem? O luăm de la zero? Și am zis că nu merită, pur și simplu nu merită. Dăm un exemplu concret. Mă rog, ce pot să spui? Că bănuiesc că sunt și chestii asta care... Asta zic, că nu pot să le spun, că sunt sub NDA, dar pot să vorbesc general despre ele. Un exemplu concret e complicat. Poate peste ani de zile. Bun, o să revii la Escu și eu peste 25 de ani când se declasifică. E posibil ca unele din proiecte să fie încă în lucru. Și atunci... Dar nu găsești că lucrul ăsta se întâmplă poate și din cauza că România, raliindu-se sau fiind în proces de a se ralia la legislația europeană, trebuie să schimbe anumite legi și trebuie să schimbe tot sistemul, cadrul ăsta, astfel încât să putem și noi funcționa ca o țară europeană veritabilă? Sunt conștient că ăsta este demersul natural al lucrurilor, dar, din nou... A fost o perioadă la un moment dat când fondurile europene erau așa, o fel de oală plină cu galbeni, știi, cu bănuți. Da, încă este, numai că atunci din care toată lumea putea să se servească în funcție de posibilități sau de cunoștințe. Și atunci, normal că... Am înțeles. Din punctul ăsta de vedere zic că la un moment dat început se schimbau lucrurile așa de repede. Se dădeau tot felul de acte normative și așa mai departe, de la o lună la alta, eram... Putem să facem și noi un proiect care să stea în picioare până la sfârșit, până obținem ultima aprobare? Nu! Hai să revenim la VR Atelier și ia-ne puțin cu concret. Ce face atelierul, cu ce se ocupă și practic ce oferă? În momentul de față, în mare parte face graphic design, publicitate pentru print, de la cataloage până la cărți de vizită, logo-uri și așa mai departe. Nu ăsta este scopul, că de-aia și numește VAR Atelier. Scopul e să duc cumva business-ul către partea de scanare 3D, modelare 3D, animație și eventual film sau video, mai degrabă. Cumva este dorința mea de a scăpa de sub din este dorința mea de a scăpa din umbra companiilor. Așa cum am zis, am 15 ani de zile de design grafic în spate. Am avut norocul să lucrez cu niște companii foarte mari. Am fost practic
nu știu cum să zic, am avut Citroen în România pentru 4 ani de zile, spre exemplu, pe mână. Începând de la partea de print până la partea de social media. O chestie, am făcut site-ul pentru Jacobs and, Springer and Jacobi, care a fost una dintre cele mai mari agenții de publicitate din lume și practic agenția care a pus bazele publicității moderne în Germania. Și atunci toate chestiile astea cumva așa. Asta în timp ce erai angajat la alte companii, nu inclusiv în Anglia, inclusiv în Anglia, e aceeași chestie. Întotdeauna, așa cum am zis, am fost cumva în umbra numelui unei companii. Și m-am cam plictisit cumva. Cum găsești experiența de la angajat la propriul angajat? Grea. Grea. Cine are impresia că să fii șef e ușor, eu zic să se gândească de două ori. Mai ales trei când ori, ești propriul tău șef. Băi, dacă tot discutăm liber, eu cred că există un fel de revelație sau de autorevelație în momentul în care faci chestia asta și îți dai seama că fără numele ăla mare în spate, fără compania aia care și-a creat renumele pe parcursul a zeci de ani sau sute de ani poate, tu ca individ, cu tot talentul, cu toate cunoștințele, cu toată carisma posibilă și imposibilă, ai extrem de puține șanse. Tu ce zici? Da. Sunt total de acord cu tine. E o muncă, e o muncă incredibil de asiduă. Cum am zis, oamenii au impresia că ți-ai făcut propriul business, de mâine încolo faci bani. Nu e adevărat. Am început varateliera cu 2 ani de zile, fix în aprilie, pe 13 aprilie. Am dat drumul companiei. Pe 13, dacă se poate, spune companie că practic sunt self-employed, nu sunt LTD. Self-employed-ul îți oferă câteva beneficii în față de LTD. Singura chestie pentru care aș mers pe partea de LTD e faptul că răspunderea legală, liability-ul, cumva se mută pe LTD, nu pe persoana fizică. Nu rămâne pe persoana fizică. Nu ești direct răspunzător în momentul în care se întâmplă ceva. În momentul în care ești self-employed, well... Da, am înțeles, dar pe de altă parte nu faci operații pe creier deschis, discutăm de graphic design, vorbim de web design și chestii de genul ăsta. Nu e chiar așa de simplu, că... Nu îmi spune că litigiul este chiar și mai rău decât la, eu știu, medical malpraxis. Știi cum e? Da, o să fac o glumă destul de morbidă. Dacă moare, nu te mai dă în judecată. E adevărat, nu mor tu. Nu mor, da, familia... Exact. Aia e cu altă... e cu totul altceva. În schimb, în... Băi, scuză-mă, dar trebuie să te întrerup. Da, trăim într-o societate aici, în vestul Europei, care este obsedată pur și simplu de litigiu. E o cultură. Da. A litigiului. Și atunci când vine vorba de cea mai mică oportunitate să te dai în judecată, faci chestia asta așa, just because. Sunt bani câștigați ușor. Absolut. Băi, dacă s-a ajuns ca o clientă de la un lanț de restaurante fast food să dea în judecată respectiv o lanț de restaurante pentru faptul că s-a opărit cu cafeaua fierbinte și a... Da, câștigat, practic, motivul pentru care a câștigat a fost faptul că pe cana respectivă de cafea nu scria că respectivul lichid nu este fierbinte. Caz concret despre care am învățat și la cursuri aici în Marea Britanie, au fost oameni salvați de la moarte prin compresii dintre astea cardiace, masaj cardiac, bineînțeles că Li s-a rupt cel puțin o coastă, două, și o perforat plămânul, mă rog, a trebuit să aibă parte de atenție medicală după aceea, dar a fost în stare să dea în judecată sistemul medical și persoana care i-a făcut masajul cardiac pentru nu știu ce fel de atac, pentru whatever, și-o și câștiga procesul, din câte am înțeles.
Da, șansele de câștig sunt extraordinar de mari atunci când ai dreptate la un anumit nivel. Bă, fratele adică, meu, adică... Atunci, în special atunci când fizic există o dovadă. Da, bă, da, să faci masaj cardiac, îți salvează viața. Au fost un caz, dacă nu mă înșel, peste ocean, în care un tip încerca să se sinucidă, cineva l-a salvat, dacă nu cumva de la nec, și după aia salvatorul a fost dat în judecată. Nu știu dacă și cu succes de către cel care încerca să se sinucidă, că bă, eu voiam să mă sinucid, ce drept ai tu să mă salvezi? Adică... Serios? Da, mă rog, hai să revenim la... O să-ți dau un exemplu destul de simplu. Spre exemplu, eu îți fac un... Nu știu. Nu neapărat, să zicem, un design. Îți facem un design pentru o campanie publicitară. Uh-huh. Tu folosești designul respectiv... acea piesă de artă și o printezi pe un avion. Cred că te costă undeva la între 100-200 de mii de lire să vopsești un avion într-un anumit fel. Uh-huh. Cineva, un alt designer, să zicem, sau o persoană oarecare, vine și zice, păi da, dar chestia asta pe care a folosit-o designerul respectiv ca să-ți facă campania respectivă, am făcut-o eu acum câțiva ani de zi. Eu vreau să fiu despăgubit, că e munca mea. Acum, nu știu cum să-ți explic, dar o să trebuiască să schimb toată campania publicitară, să-l despăgubești pe om din profitul pe care l-ai făcut și surprinzător să mai cheltui încă 200 de mii de dolari ca să vopsești un avion. Înțelegi? De asta zic, tatăl, eu am o chestie destul de eu sunt destul de sincer cu clienții mei. De fiecare dată când vin la mine și îmi zic: "Chris, dar ești un pic mai scump, găsesc mai ieftin." Da. Ușa este deschisă în ambele sensuri. Să intre oamenii și să iasă. Nu poți să-i ții pe oamenii în incintă cu tine, că aia e... Ai postat o chestie cu... Lipsire de libertate. Ai postat o chestie la un moment dat cu cel care venea la meșter să-i facă și repede, și ieftin, și... nu mai știu cum. Și îi spunea meșterul, dacă vrei repede, nu se poate ieftin, dacă vrei ieftin, nu se poate de calitate, dacă vrei de calitate, nu se poate nici ieftin și nici repede, ceva de genul ăsta. Deci există o legătură foarte strânsă între calitate, preț și timpul de executare și aici ajungem și la dreptul asupra proprietății intelectuale sau cum... Da, da, da. Practic, ai în zona asta de învârtit copyright-ul. Bine, copyright-ul face parte din proprietatea intelectuală. Și este un subiect pe care vreau să-l atingem, așa, fie și un pic, pentru că te pricep, știu că ești foarte pasionat de el și ești foarte implicat în spațiul ăsta, în grădina asta copyright-ului. Spune-ne puțin ce este copyright-ul, cum se poate dobândi și... ce se poate întâmpla dacă nu ai copyright pe un anumit design sau pe o anumită muncă? Norocul nostru în Anglia, spre exemplu, este că nu trebuie să înregistreze absolut orice. Trebuie doar să ai dovada fizică că acel lucru pe care l-ai făcut este al tău. În România tot așa este sau chiar trebuie să-l înregistrezi undeva și unde le înregistrezi, by the way? România s-a aliniat cumva la normele europene. Într-adevăr, spre exemplu, poți să-ți înregistrezi un logo, poți să-ți înregistrezi un sunet. Sunt demersuri legale cu formulare și așa mai departe. Unde faci asta, de exemplu, în România și unde faci aici în Anglia chestia asta? Am un lapsus în momentul de față, îmi cer scuze. Da, nu o să vină în momentul de față, chiar nu... drepturi de autor, cum zice, Uniunea drepturilor de autor. Cred că e și la ADA și la... sunt mai multe instituții. Cam toate instituțiile care dau înapoi artiștilor bani pentru dreptul de autor.
Am înțeles. Ok. Și dar aici nu, în UK, n-aș deci... vrea să zic, să zic greșit în momentul de față una dintre ele. Ok. Cine este direct interesat de chestia asta și vrea să facă lucrul ăsta, bineînțeles că se va informa. La prima căutare pe internet se poate găsi orice. Mm-hmm. Și aici în UK, de ce nu trebuie să înregistrezi neapărat? Atâta timp cât ai o dovadă fizică că tu ai făcut acel lucru și eventual și martori, Doamne, dacă ai și martori, e perfect. Dacă nu, ideea e să poți să demonstrezi că acel lucru ți aparține în totalitate și este făcut de tine înainte ca cei pe care îi dai în judecată sau cei de la care cer drepturile de autor, cer ca drepturile de autor să fie respectate, nu le-au făcut înaintea ta. Spuneai de drepturi asupra proprietății intelectuale care fac parte din copyright sau din drepturile de autor. Care e diferența acolo? Că mi se pare că există o diferență între cel care a venit cu ideea, cel care a executat-o, cel care a pus-o în practică, păi, și da, da, cel care a cumpărat-o. Că, proprietatea intelectuală nu poate fi deținută de o singură persoană sau entitate. Zic entitate fiindcă vreau să bag aici și companii și organizații și guverne și țări și așa mai departe. Oricine poate deține un drept de autor la diferite nivele. Da? Și atunci, cum am zis, poate să fie proprietatea intelectuală, poate să aparțină unei singure persoane sau mai multor persoane. Cum e în cazul melodiilor. Cineva face versurile, cineva face linia melodică, cineva vine, spre exemplu, cu un beat sau cu un sunet de bas sau cu un sunet de înalte sau orice alt sunet, cu o notă la un dat. Ai un portativ cu toate notele melodiei respective și cineva zice, bă, băgați un do aici. Știi? Practic, acea persoană care a zis băgați un do aici, deține drepturile de autor pentru acel do în toată melodia asta. După care vine artistul care cântă. Dacă avem și un videoclip, hopa, mai avem și videograf, și scenarist, și director de producție. Și, adică toți oamenii care participă la crearea unui proiect, unei idei, unui obiect, sau ce vrei, cum vrei tu să-i zici, toți oamenii aceia au parte din... Bine, participanții la... Da. Sau participanții în procesul de creație a ceva sunt cei care au venit cu ideea. Dar asta nu înseamnă acum că neapărat le aparține ideea respectivă, nu? Pentru că ei acum sunt angajații unei entități. Aici, exact asta vreau să arăt. Să arăt cu degetul, ca să zic pe răunește. Dacă nu se semnează un contract de orice natură, în special pe drepturi de autor, atunci drepturile de autor aparțin tuturor celor care au participat la proiect. În momentul în care ești angajat, semnezi un contract. Dacă compania la care lucrezi este suficient de informată să-ți ceară să semnești un contract pe drepturi de autor, atunci e posibil ca drepturile tale de intelectuale să aparțină companiei pe perioada în care tu muncești la compania respectivă. Dacă nu, exact cum am zis, drepturile ți aparțin în totalitate, aproape. Adică exemplu, poți să muncești la o companie care n-are nicio treabă cu, eu știu, cu arta, cu procesul ăsta de creație în general. Da. Efectiv, o companie, eu muncesc în transport, vin cu o idee, compania la care muncesc o implementează, ideea respectivă zboară, crește compania foarte mult. În cazul în care eu nu am semnat un contract care specific în mod clar și concret drepturile de proprietate intelectuală asupra respective chestii, eu pot să dau compania judecată și să-i cer venituri sau despăgubiri pe respectiva chestie? Da. Eu, spre exemplu, acum, dacă iau telefonul în mână și dau un telefon, mâine pot să fac să dispară un site în totalitate. De ce? Că nu au drepturi de autor pe site-ul respectiv și pe conținutul site-ului.
Sau cel puțin asta pentru că... sau cel puțin pe o parte din conținut site-ul, că e făcut de mine. Și ei totuși îl folosesc ca și cum ar fi al lor. Da, îl folosesc ca și cum ar fi al lor, fiindcă l-am făcut pentru ei. Dar nu avem un contract semnat în care eu am zis că le cedez drepturile de autor pentru folosirea acelui conținutului din site-ul respectiv. Am înțeles, deci o simplă tehnicalitate. Ei efectiv au fost neglijenți la faza asta, iar tu ai putea să le dai la joale doar pentru că ei n-au fost pe fază. Eram angajat în compania respectivă, ca să lămuresc și mai bine lucrurile. Dar în contractul meu de angajare, de angajat, nu am stipulat că drepturile de autor... Și n-a fost implicat în niciun fel, în any way, shape or form, că de fapt tu cât timp ești angajat la ei, tot ce faci pentru ei le aparține. Nu. Dar nu e vina mea. Au făcut un contract general, mi-au dat un contract general, la un moment dat au venit cu încă un contract în care, într-adevăr, e și motivul pentru care... Nu am semnat contractul, am rămas pe contractul vechi. Mi s-a propus, nu, în contract scria clar, pe lângă orele suplimentare neplătite, scria clar că drepturile mele de autor, inclusiv drepturile mele de autor în afara orelor de program, aparțin lor în totalitate. Asta însemnând că eu, spre exemplu, dacă îți fac ție un portret pictat în ulei, nu pot să ți-l vând decât dacă întreb pe ei cu cât să ți-l vând și care e procentul care trebuie să mi se returneze mie din acea vânzare. Supracompensare. Asta îmi sună supracompensare. Adică până acum ne-am dat-o noi singuri, știi? Da, ne-am tras-o noi singuri, iar de aici încolo încercăm să o tragem ție și pentru cât ne-am tras-o, știi? Singuri. Exact. Și, spre exemplu, îți dau tablou ție, îți cer niște bani pe el, ei pot să vină și să zică, păi, domnul Ionescu, nu știu cum să vă explicăm noi, dar tabloul ne aparține în totalitate. Păi da, dar e făcut de Medeleanu Cristian. Păi da, dar e făcut în subcontract. Păi da, dar e făcut în timpul liber. Păi da, dar timpul lui liber e tot al nostru. Deși ei nu voiau să-ți plătească ore suplimentare. Da, foarte interesantă. Foarte interesantă chestia asta. Eu le-am zis destul de, exact cum am zis și până acum, destul de sincer și negru pe alb unde să și-l bage. Băi, dar asta e faza. Conform legii britanice, nu știu dacă respectivul contract era legal sau, mă rog, dacă îl semnezi, cred e legal. Nu neapărat, pentru că dacă tu nu-l înțelegi complet, ei trebuie să se asigure că tu înțelegi fiecare chestie, nu? Din câte știu eu. Așa, pentru că atât timp cât, din punct de vedere legal, dacă nu mă înșel eu aici, în Marea Britanie, definiția perioadei în care tu ești la muncă este perioada în care tu ești sub obligație, under obligation, adică și under supervision, adică tu ai ceva de muncă pentru compania respectivă, este o muncă pe care cineva, un supervisor, un superior de-al tău ți-a dat-o să o faci, iar tu ai zis da, e ok, iar de aici încolo tu ești plătit. Și chestia asta am aflat-o într-un training acum câteva săptămâni, atunci când învățam despre tahograf și ce înseamnă să fii cu adevărat în pauza de tahograf ca șofer profesionist și ceea ce este considerat ca fiind în timpul muncii, pentru că tu ca șofer profesionist, atât timp cât ești în pauza de la tahograf, n-ai nici măcar voie să ștergi ogrinzile sau să, eu știu, să dai cu cârpa prin cabină, să ștergi praful. Multă lume nu știe chestiile astea. Păi nici eu nu știam chestia asta până acum câteva săptămâni, când a zis, nu, când ești în pauză la tahograf, nici măcar nu ștergi volanul, nu ai de-a face cu mașina, tu în momentul ăla nu ești sub obligații față de angajator cu absolut nimic, iar ei au motivat faptul că nu plătesc pauza exact prin chestia asta, pentru că tu nu ești sub obligația noastră, tu poți să lași camionul și să pleci, la revedere. Să pleci, exact. Da, cum am zis, din nefericire oamenii sunt ignoranți, oamenii nu vor să citească chestii în plus, chiar dacă sunt în favoarea lor. Și exact cum ai zis și tu, ok, teoretic compania n-ar trebui să-ți bage un contract pe gât pe care nu-l înțelegi. Dar nu trăim într-o lume perfectă. Și dacă ai semnat, ai semnat. Deci și aici, și în vestul european civilizat,
Dar nu e chiar așa de civilizat pe cât pare. Îmi pare rău să zic. Băi, lasă-mă să fiu și eu sarcastic. Mă prins așa din prima. Lasă-mă să mă lansez și eu. Voia să zic că și aici bou se leagă cu funia și prostul cu semnătura, nu? Da, da, da. Sau un mail. Nu trebuie să fie semnat, trebuie să fie un mail. În care te, prin care te înștiințiază, iar tu răspunzi la mail și spui da, am înțeles. Da. Un mail. E suficient. Apropo de mail-uri, hai să facem o foarte, foarte scurtă paranteză. Ce zici despre faza cu home secretary și cu mail-urile pe care le-a scurs pe colo, pe dincolo, informațiile pe care nu trebuia vorbim să de, le scurgă. De doamna... nu mai știu care... Am auzit ceva, dar nu sunt... Cum o cheamă? Cea care a fost reinstituită în funcție după ce 6 zile mai devreme și dăduse demisia, tocmai pentru că a făcut o mare gogonoaie și pentru că a fost găsită și a recunoscut că a făcut gogonoaie. Da, uite că nu am auzit. Îmi scapă numele acum. Am auzit, dar mă cam fug de politica asta focusată. Adică nu mă uit la politică în general. Da, dar la mod așa, între mine și tine. Un înalt demnitar a scurs niște informații legate de securitatea națională. Intenționat, neintenționat. Nu, le-a trimis, efectiv, au trimis niște e-mail-uri unor persoane care nu trebuiau să primească e-mail-uri pentru că nu aveau security clearance la nivelul respectiv. Nu avea ce căuta. Vinovată. Da, și uite că totuși este home secretary, adică un fel de ministru de interne. Eu știu o chestie, telefonul de serviciu, telefon de serviciu, mailul de serviciu, mailul de serviciu, mailul de mailul personal, e mailul personal. Adică cumva trebuie să știi să te protejezi de chestiile astea, să viața privată e viața privată, viața personală e viața personală. De-aia am și zis că LTD-ul, spre deosebire de self-employed, te acoperă din anumite puncte de vedere. De asta cumva trebuie să ai foarte mare grijă unde ți se termină viața profesională și unde ți începe viața personală. Faci o greșeală, o plătești. Cam așa e în ziua de azi. Și cum facem să folosim copyright-ul într-un mod în care să ne protejeze practic ceea ce am creat, că, sau mă rog, fructele, roadele inteligenței și ale spiritului nostru creativ? E complicat să găsești toate sursele ilegale care îți folosesc toate sursele care îți folosesc ilegal munca. Am pe site-ul meu, spre exemplu, am mai multe vizite din China decât de oriunde altundeva. Adică mă aștept la un moment dat să mi apară căni cu tot felul de chestii după site-ul meu. Căni, tricouri, șepși sau mai știu eu ce. Cam, adică cumva trebuie să tu în principal trebuie să fii vigilent. Având în vedere că nu ești o companie, nu ești Coca-Cola, nu ești Pepsi. Am avut o discuție la un moment dat legată de Pepsi Where's My Jet. Da, ai făcut o postare pe Da, nu ești o companie, Facebook. O companie mare, nu, care să aibă un departament legal, un departament de marketing, un departament care exact asta să facă, să caute, să vadă unde sunt produsele folosite, pe ce site-uri, pe ce produse, cine le folosește, dacă au drepturi de a folosi acele produse. Deci practic în momentul în care ești o companie mică sau self-employed, cumva tu trebuie să fii propriul tău câine de pază. Adică să fii întotdeauna deschis și întotdeauna să fii vigilent și să încerci să-ți cauți munca unde crezi că ar putea să fie. Spre exemplu, fotografiile și chestiile de genul ăsta sunt destul de ușor de căutat. Că îți iei imaginea, folosești Google Lens-ul și îți găsești absolut aproape orice seamănă cu acea imagine. Și atunci... Bine, acum cu pozele le poți marca. Astea sunt mai ușor de făcut. Le-ai marcat, le-ai semnat, dacă le dai drumul un eter, de acolo încolo pozele respective nu pot fi văzute decât cu marca respectivă, iar în momentul în care sunt airbrushed sau sunt, eu știu, doctorite în anumite modalități, se face. Cam vede. Cine se pricepe, vede. Întreb ceea ce te întreb. Cred, nu știu. Dar eu întreb ceea ce te întreb pentru că trăim într-o
într-o eră în care totul este uploadable, totul se pune pe Facebook, pe website, pe tot felul de platforme, media, social media și așa mai departe, nimic nu mai este privat, nimic nu mai este sub cheie și lacăt, știi? Și atunci când ți-ai prezentat munca, mai ales ca graphic designer, ca cel care lucrezi aproape în exclusivitate cu o platformă online, e cam greu să faci lucrul ăsta. Mie mi se pare aproape imposibil să-ți protejezi munca, mai ales de țări care poate nu sunt semnatare ale nu știu căror acorduri într-adevăr, sau în care nu există copyright de fel. Din fericire, sunt documente semnate la nivel internațional pe partea de copyright. Într-adevăr, nu toate țările le aplică și le... nu toate țările le aplică conform ceea ce au semnat. Dar, așa cum am zis, întotdeauna se poate acționa în instanță și la nivel internațional. Sunt foarte curios dacă cei care fac tricouri Didibao sau Adibabas da, uite, au plătit ceva drepturi de autor. Adică discutăm de companii mondiale, nu? Da, sau, nu, deoarece au alt nume. Într-adevăr, sunt similarități, dar nu se identifică cu... Aici e o chestie care e destul cumva în zona gri. Se aseamănă, dar nu se identifică cu brandul respectiv. Dacă te uiți la produsele de la anumite supermarketuri nemțești, care sunt foarte prezente acum peste tot prin Europa, și aici vorbesc de Lidl și Aldi, bineînțeles, o să vezi produse care seamănă și la nume și uneori aproape că seamănă și la aspectul ambalajului cu produse care sunt branduri certificabile. Din nou, și seamănă... Dacă nu, cumva am văzut și o emisiune pe una dintre televiziunile naționale aici în Marea Britanie, cum că se cam strâmbă din nas de către firmele care vorba aia. Normal. Posedă brandul respectiv și mi se pare normal. Dar din nou, se aseamănă, uite că se poate. Nu se identifică. În momentul în care te identifici cu un brand, înseamnă că vrei să fii acel brand. Ceea ce nu e posibil dacă n-ai un semnat de cedare de drepturi. Un contract semnat de cedare de drepturi. Și atunci ce facem cu vizitatorii tăi din China, de exemplu? Nu mare lucru. Decât dacă litigiul este foarte mare. Sau decât e destul de complicat. Ai nevoie de avocați. Avocați care să știe ce au de făcut. Cam acolo se ajunge. Adică poți să acționezi în instanță și pe baza asta, dar e mai complicat. Că e o teorie conform căreia dacă e o fotografie și faci 7 modificări în ea, practic nu mai e original. Știi? Că teoretic, practic, nu e teoretic. Nu poți să folosești o fotografie pe care eu am făcut-o să obții beneficii materiale de pe acea fotografie decât cu acordul meu. Nu contează că am făcut-o în compania în care muncesc, nu contează că am făcut-o pe spațiu privat, pe spațiu public, atâta timp cât eu am apăsat cu degetul pe butonul de la cameră, poate să fie telefonul tău, eu dacă împrumut telefonul de la tine și fac o fotografie cu telefonul tău, fotografia aceea îmi aparține absolut mie, nu ție. Chiar dacă e pe telefonul meu, făcută în timp ce tu țineai telefonul meu în mână cu contract plătit de mine, eu cu am baterie încărcată de la mine. Mai există varianta în care poți să faci tu setările pentru fotografie, etc., etc., etc. În momentul în care eu am apăsat pe butonul de declanșare a shutter-ului, atunci imaginea respectivă mi-aparține mie. La nivel teoretic, pentru că în practică e foarte, foarte greu de demonstrat. Spune-mi tu mie că de fapt telefonul tău era la mine, telefonul meu era la tine în mână sau invers, știi? Hai să luăm acum. Dacă erai în fața camerei? L-am pus pe auto shutter sau pe whatever. Băi, aici, treaba-i. Vezi, aici într-adevăr se complică lucrurile, dar poate am un martor lângă. Da, poate. Poate există o cameră de luat vedere undeva.
Poate erau mai multe persoane care făceau fotografii în același. Da, adevărul este că depinde de ce sume discutăm când vine vorba de despăgubiri. Că totul se rezumă la chestia asta. Eu, spre exemplu, în care miza e foarte mare, merită să faci foarte multe porcării, nu? Eu, spre exemplu, eu fac o glumă de fiecare dată, care e cumva, e glumă, dar știi cum e. Dacă se întâmplă, norocul meu. Întotdeauna am zis că dacă am să găsesc pe cineva care o să-mi folosească, care îmi folosește lucrurile la modul cel mai direct posibil, adică mi-au luat o imagine, spre exemplu, sau un logo sau ceva de genul ăsta și îl folosesc și aflu despre chestia asta, o să-i las în pace o perioadă de timp. Ca să poată să crească. Să poată face bani din ceea ce... Ca în momentul în care îmi cer drepturile de autor, să pot să ai pe ce? Adică să facă și munca pentru tine, nu? Da. Mi se pare normal. Foarte. Asta zic, că nu înțeleg de ce lasă-i pe oameni să mărească litigiul. Da, lasă-i să bage bani, lasă-i să facă investiția necesară și după cineva, aia tu vină la urmă cineva să strângi. Cineva m-a întrebat într-un mesaj privat: Chris, dar tu cum îți aperi drepturile? Ce demersuri ai? Și am zis, principalul demers pe care l-am sunt vocal. Sunt foarte vocal pe ceea ce fac. Când fac ceva, zic, e al meu, eu l-am făcut. Cu mânuțele astea două ale mele. Ca oamenii să înțeleagă că, bă, omul știe ce are de făcut și omul înțelege că lucrul acela este al lui. Îi aparține în totalitate. Și noi nu avem dreptul să îl folosim fără să-l întrebăm. Asta, cred că să fii vocal este și să lași oamenii să înțeleagă că îți știi drepturile și ești dispus să lupți pentru drepturile tale. Cred că asta este cel mai important. Și cred că asta a fost important din toate punctele de vedere, nu doar pe copyright. Întotdeauna oamenii care au fost vocali cu drepturile lor au avut de câștigat. Da, eu sunt de acord cu tine, numai că vezi tu, spuneai sau aminteai de zonele astea gri și mă gândesc la formele de design auto, de exemplu, care s-au folosit în China, aproape copiind la linie unele automobile care s-au vândut foarte, foarte bine pe continent. Dacia. Sau... Dar vorbesc Dacia. de multe modele de Mercedes, de ML, de S-Class, de BMW seria 5, de X5 și așa mai departe. Că dacă nu mă înșel și la Top Gear, la un moment dat au fost făcute episoade cu mașini făcute în China, aproape copiate la punct și virgulă. Ca design. Bineînțeles că nu le-a ieșit chiar la fel și bineînțeles că nu le-au numit la fel și nu era identificabil sau nu era asta suprapus unul la unul. E adevărat. Dar ideea originală din spate se vedea, adică în mașina aia de la producătorul chinez, se vedea pe undeva ideea de automobil german în spate. Da, într-adevăr, aici intri în chestia asta de ape un pic mai gri. În care, din nou, ajungem la aceeași chestie. Dacă și atunci nu există un oarecare argument care poate fi avut acolo că, bă, tu de aia vinzi produsul ăla bine, dacă poți să pentru asta că local, seamănă cu al meu, care al meu deja este consacrat. De asta zic, ajungi din nou la avocați. Dacă poți să demonstrezi asta legal, da. Trebuie să demonstrezi că omul acela vinde din motivele respective. Exact cum am zis, îți faci Adidas și vinzi ca Adidas. Trebuie să demonstrezi că vinzi Adidas pentru simplu, fiindcă te identifici cu Adidas. Nu e unul și același lucru, dar sunt pe aceeași... Deci ajungem la chestii care pot fi demonstrate în instanță, nu la chestii pe care noi în mod instinctiv le știm. Și nu, când, am vine impresia... vorba de, când vine vorba de litigiu, avocații sunt cei mai sfinți. Da, asta e faza, că e ceea ce poți demonstra. Atunci când ajungi în instanță, e ceea ce poți demonstra, nu e ceea ce știi. Și eu... cred că în mod natural anumite lucruri le știm, pentru că știm că X sau că Y a făcut ceva
că știm chestia asta, da, numai că trebuie și demonstrată fără a putea avea drept în vreo îndoială sau vreo îndoială, nu știu cum se cheamă, că există și o terminologie folosită în engleză, este beyond reasonable doubt sau ceva de genul ăsta, nu știu care-i fac. O să fac o paranteză legată de ce am zis mai devreme, de Pepsi Where's My Jet, în care un american a dat în judecată compania Pepsi că în reclama de la Pepsi din 1986, dacă nu mă înșel, 85, și cred că a dat în judecată în 86 și ceva, scria că poți să câștigi un jet fighter, un Harrier, un avion de luptă american, care era vreo 32 de milioane de dolari. Iar în reclama respectivă nu scria nicăieri că este o glumă. Da, o să las un link în descrierea acestui material, pentru că eu am citit și m-am amuzat copios. Da, te rog. Inițial, într-adevăr, s-au dus cu un avocat, un avocat destul de mic, de micuț, să zicem, de necunoscut, la Pepsi, le-au zis care-i treaba, ăștia de la Pepsi au zis, da, a fost o glumă, S-a avansat un pic procesul, trebuie să vezi documentarul cap-coadă ca să înțelegi, da? O să fiu destul de scurt. Pepsi n-a vrut să dea Harrier-ul, că era aproape, nu era imposibil, dar era aproape imposibil să dai cuiva un avion militar. Deși, conform reclamei, avea dreptul să-l aibă. Fiindcă a urmat toți pașii, a strâns cele 7 milioane de etichete. Toată chestia asta a fost o greșeală, erau 700 de milioane de etichete, li s-a părut că e prea lung pentru televizor, au scurtat la 70 de mii, au zis nu mai tăiați un zero, a devenit 7 milioane, că nu o să strângă nimeni 7 milioane. E, uite, bine, cineva a strâns 7 milioane și a cerut Harrier-ul, Pepsi n-a vrut să plătească, în concluzie au dat în judecată. Pepsi l-a dat în judecată pe cel care teoretic câștigase avionul. În primă instanță, până să se ajungă la marele proces, s-a încercat o amiabilă, cum îi zicem noi în România, în care Pepsi s-a oferit să le plătească, cred că, vreo 50.000 de dolari peste suma pe care o cheltuiseră ei ca să obțină cele 7 milioane de etichete. Și 750 sau 1 milion, dacă nu mă înșel. Și Puștanu a zis, că era Puștanu, era un tip de vreo 20 de ani, a zis nu, că el își vrea avion, pe el nu-l interesează. Reclama a zis destul de clar că dacă strângi cele 7 milioane de etichete, ești câștigătorul unui avion de luptă american. Și a refuzat cei 1 milion de dolari, dându-i în judecată pentru avionul respectiv, care e în valoare de vreo 32 de milioane de dolari. Pe vremea aia nu puteai să achiziționezi un singur avion, trebuia să achiziționezi 6. Nu o să vă stric documentarul, așa că vă las să vedeți. Să înțelegeți exact ce s-a întâmplat, cine a câștigat. Acum stăteam pe marginea scaunului să ascult concluzia. Nu, stai liniștit. Nu. Asta denotă că ești un bun povestitor. După cum am spus, o să las un link la postarea respectivă pe care a pus-o Cristi în descrierea videoclipului și de acolo încolo o să mergeți și pe pagina Var Atelier și o să vedeți cu ce se ocupă. O să-l cunoașteți și pe Cristi un pic mai bine, eventual o să-i dați un ad friend. Apropo de chestia asta, băi, ce se întâmplă cu social media și cum ne afectează imaginea, cum ne afectează felul în care interacționăm, și aici vorbesc ca și creator de conținut, nu ca persoane private care își pun pozele cu prietenii, cu familia, cu cina, cu animalul de companie și copiii și așa mai departe. Vorbesc strict din punctul de vedere al creatorului de conținut, al podcasterului, al graphic designerului, al agentului de publicitate, al agentului imobiliar și așa mai departe. Cred că trebuie să începem cu ideea că, în primul rând, este o unealtă pe care unii o folosesc mai mult, alții mai puțin, unii mai bine, alții mai prost.
în funcție de experiență, în funcție de cunoștințe, în funcție de dorința lor și de afinitatea lor pentru genul ăsta de ustensile. E adevărat că e o unealtă, sunt de acord cu tine, dar felul în care folosim unealta asta pare să facă o foarte mică diferență dacă tu nu plătești în mod constant pentru faptul că folosești unealta asta. Și aici mă refer la reclama pe care pare să că dacă nu o plătești, nici nu o primești. Da, ți s-a întâmplat să ajungă, de exemplu, postările tale la un număr foarte redus de utilizatori într-o anumită perioadă, doar pentru simplu fapt că ai pus un link care te-a scos din Facebook sau faptul că poate ai plătit odată reclamă și a doua oară n-ai mai plătit sau chestii de genul ăsta? N-am avut experiențe extraordinar de faine personal cu reclamele plătite, adică nu mi-au adus mai multe vizualizări, mai multe like-uri, mai multe click-uri față de cele neplătite. Din nou, la nivel personal. Când vorbim de companii, așa cum am zis mai devreme, am avut Citroen în România, partea de design pentru Citroen în România și în special partea de Facebook și de social media pe vremea aceea, pentru 4 ani de zile pe mână. Când spui că aveai partea, că aveai Citroen în România, ce făceai concret pe grafica, social media? Grafica. În afară de grafică, pe social media ce făceai? Designul pentru concursuri, pentru promoții și așa mai departe. Adică tu erai cel care făceai postarea în sine, da? Felul în care era prezentată postarea? Eu eram o echipă formată din un grafician și doi programatori. Aha. Programatorii se ocupau de partea de implementare a diferitelor plugin-uri în platforma de Facebook sau de folosirea plugin-urilor pe care Facebook le are. Eu mă ocupam strict de grafica acelor reclame pe care, spre exemplu, Citroen le făcea pe Facebook la vremea respectivă. Și ce ai observat tu pe vremea aia diferit față de ce observi în zilele noastre? Fiind reclame plătite și fiind reclame care folosesc în totalitate uneltele pe care Facebook le oferă, aveau un impact extraordinar de mare asupra internauților, ca să le zic așa, la vremea respectivă. La câte persoane, la câți utilizatori ajungea o reclamă, de exemplu? Mii, zeci de mii. La fiecare 24 de ore, nu? Nu mai știu dacă era, nu mai mi-aduc aminte, nu aș putea să bam mâna în foc, dar la sfârșit aveam sute de mii de click-uri pe reclamele respective, la sfârșitul campaniei. Adică fiindcă vorbim de o săptămână, două, trei, o lună? Cam așa, cam între o săptămână și o lună de zile, fiindcă erau, cam așa durau concursurile, se dădeau, depindea foarte mult de ce se câștiga, se câștigau de la căști până la mașini, spre exemplu. Aveai șansa să câștigi și mașina omului. Da. Și într-adevăr, cum era atunci, cum sunt acum lucrurile? Nu cred că s-au schimbat prea mult parametrii. Adică dacă plătești, cum am zis, ai acces la toate uneltele pe care Facebook ți le oferă. Nu ești limitat de profilul personal, cum ar veni. Pentru că tu spuneai chiar la începutul răspunsului tău că tu cu Vara Atelier nu ai sesizat o diferență foarte mare de impact între postările plătite sau între chestiile pe care le-ai promovat cu reclame plătite versus cele pe care pur și simplu le-ai dat share. Da, și nu vorbesc aici doar de Facebook sau Instagram, vorbesc aici și de TikTok, vorbesc aici și de Nextdoor și așa mai departe, că sunt o grămadă de alte platforme. Am încercat inclusiv local să dezvolt business-ul, nu la nivel de Anglia, inclusiv local. Nextdoor-ul e una dintre opțiuni, spre exemplu. Și nu diferă chiar așa de mult. Dar din nou, depinde și de tipul de reclame de tipul de plată pentru care o obtezi, de tipul de subscription, de abonament, că e și asta o chestie. Cu cât sunt mai scumpe, cu atât ai mai multe opțiuni. Deci practic cu cât plătești mai mult, cu atât ai un impact mai mare. Da. Am înțeles. Spun asta pentru că eu am avut câteva postări pe care le-am promovat
prin reclamă plătită. E adevărat că nu m-am dus la niște bugeturi foarte mari, dar cred că la un moment dat cel mai mare buget pe care l-am folosit a fost 50 de pounds. Și nu am observat o diferență extraordinar de mare, adică n-am simțit că am primit ceva în plus pentru aia 50 de pounds. Și aici mă refer doar la impact, pentru că eu oricum nu fac bani din platforma asta, din Escu Show Podcast. Dar voiam să ajungă la mai multe persoane doar pentru că eu consideram la momentul respectiv că merită respectivul material, merită mai multă promovare sau poate pentru că are nevoie de mai multă promovare, că faci un bine dacă... Și personal am observat că doar mărind numărul de distribuiri pe anumite grupuri pot ajunge la un impact mai mare sau cel puțin la fel de mare. Cumva ți-ai targetat publicul. Da. În momentul în care încerci să targetezi publicul larg, trebuie să ai conținut pentru publicul larg. Când vinzi un produs anume sau faci o chestie anume, trebuie să te targetezi, să te duci, exact cum ai zis și tu, pe grupurile care au interes în ceea ce faci. Altfel, nu ai, adică nu toți oamenii sunt dispuși să stea să urmărească un podcast care nu-i interesează. Spre exemplu, mie îmi place Gojira foarte mult. Cred că i-am văzut aproape toate prima jumătate de podcasturi, le-am văzut pe toate de la Gojira. În momentul de față nu-l mai urmăresc așa de mult. Cumva nu mai e interesul de l-am avut înainte. Deși discuțiile sunt în continuare foarte interesante. Poate nici nu mai îmi plac invitații în mod special chiar așa de mult. Sau toți invitații. Nu rezonez cu absolut toți. Deși, nu știu, probabil că m-am uitat la... au fost invitați pe care eu personal nu îi agrez în mod special, dar s-au părut foarte interesante podcasturile respective, fiindcă mi-au oferit mie o perspectivă într-o lume în care eu, din care eu nu fac parte sau din care nu vreau să fac parte. Nu e stilul meu. Nu știu, eu personal nu sunt extraordinar de confortabil cu ideea că o platformă pe care Mimi și Titi își pun poze cu cățelul, cu purcelul, cu cina sau cu nu știu care vacanță, este folosită aproape în mod exclusiv de către companii, de către tot felul de creatori de conținut ca o unealtă publicitară. Adică aș prefera ca și creator de conținut să îmi promovez conținutul pe platforme care sunt dedicate în mod special acestui tip de promovare. Adică aș vrea să fie efectiv ca și cum ar fi un post de radio doar cu reclame sau un post de televiziune doar cu reclame sau, știi, un panou dintre la mare unde ai doar anunțuri. Bă, aici vii doar pentru chestia asta. Care există, într-adevăr. Dar, din nou, nu ai deschiderea pe care... Uite, o să-ți dau un exemplu simplu. TikTok. Pe TikTok... E cea mai ieftină reclamă la momentul de față. E mai ieftin decât Facebook, e mai ieftin decât Instagram, e mai ieftin decât YouTube, e mai ieftin decât orice. Crezi că de asta o și explodat în halul ăsta? Și nu mai pui la socoteală faptul că deschiderea e internațională și e chestia asta de, știi? Scroll up and down. Da, cu clipuri dintre astea de 30 de secunde. Dacă vrea omul se uită, dacă nu, nu. De obicei când intri pe TikTok stai ore între și dai cu degetul în sus, în jos, în sus, în jos, te oprești unde te interesează și cam atât. De asta zic, depinde și cum te targetezi. Dacă într-adevăr, dacă faci print 3D, nu, ok, te duci pe TikTok, dar la fel o să te acceseze oameni care sunt interesați de print 3D. Ceilalți o să treacă pur și simplu peste. În cazul în care conținutul nu e despre, nu știu, Iron Man sau mai știu eu ce, pe direcția asta. Sunt oameni care și-au făcut costume de Iron Man. Da, vezi tu, o altă chestie pe care am observat-o și aici o spun doar în calitate de creator de conținut, în momentul în care faci chestii generale, prinzi la un public mai larg doar în teorie, pentru că în practică, dacă nu ești nișat pe o anumită chestie, nu te urmărești lumea, pentru că în momentul în care eu am dat 100 de distribuiri, să zic, pe grupuri de români, la un episod oarecare, îl vor urmări 20, 30, poate 50, poate 200 de persoane, dintr-un impact de 15-20 de mii de persoane.
Da, e adevărat că 20.000 de persoane au văzut poza cu Bescu Show, podcast, cu invitatul respectiv, cu numele pus acolo și așa mai departe. Au văzut thumbnail-ul. Dar asta nu înseamnă că au și interacționat cu respectiva postare. Poate doar câteva mii, să zic, de persoane care au interacționat cu postarea. Dacă și nu... doar câteva sute care chiar au vizionat. În momentul în care, să zicem, ai un podcast în care ai doar discuții despre fizică sau doar discuții despre istorie sau doar recenzii de carte sau doar caterincă, bancuri, chestii hazlii și amuzante, atunci văd foarte, foarte multe vizionări. Și aici mă refer la podcasturi gen între show-uri sau ăla cu Bobonete, Da Bravo, sau tot felul de podcasturi cu Cristian Presură sau cu, eu știu, cu Zaiafet, care face recenzii de cărți și chestii istorice. Sunt oameni care vor să afle respectivul mesaj, respectivul tip de informații. Când ăștia care fac chestii generale ca și mine, cam greu. Da, și asta e adevărat. Da. Cel puțin asta e experiența mea, nu știu tu ce crezi. Sunt cumva în aceeași oală ca și tine. Eu sunt un artist generalist, deși încă mi-e greu să zic, să mă numesc artist după 25 de ani. La fel ca și tine, am aceeași problemă. Faptul că nu fac un singur lucru, nu fac doar design grafic, nu fac doar corporate identity, nu fac doar 3D, fac din toate câte puțin sau un pic mai mult din fiecare, cumva e în detrimentul meu. Postând chestii diferite, automat atrag persoane din domenii diferite. Din nefericire, nu atrag persoane focusate pe o anumită direcție, adică nu atrag persoane focusate doar pe 3D, spre exemplu. Fiindcă genul de conținut pe care l-am e cumva general, e cumva pentru toată lumea. E din câte o chestie, din câte ceva. Mie îmi place să fac o grămadă de chestii, automat asta și fac. Și atunci nu crezi că suntem genul de... Bine, nu vreau să mă pun pe mine la același nivel cu tine sau nici măcar pe aproape, dar așa, de dragul conversației, nu crezi că suntem genul de creatori care par că se pricep la multe, dar de fapt nu sunt specialiști la niciuna? Ba da, din nefericire da, dar asta, genul ăsta de concepție dispare în momentul în care oamenii lucrează direct cu tine și își dau seama că, bă, omul chiar știe ce face. Și totuși nu trăim într-o societate în care contează mai mult imaginea decât conținutul? Că ba da. Pe mine asta mă seacă. Ba da. Că ba da. Eu ca să-l atrag pe X sau pe Y să îmi vizualizeze tot episodul de la cap la coadă, pentru a afla anumite chestii care cu siguranță sunt interesante, că n-ai cum să vorbești cu un om două ore și să nu spună omul ăla trebuie ceva interesant. Trebuie să te porți într-un anumit fel, să te îmbraci într-un anumit fel, da. Să te prezinți, să te promovezi într-un anumit fel, să faci anumite chestii, să ieși din zona ta de confort, să faci lucruri care poate nu-ți stau în caracter. Adică, tu ai văzut stilul meu de exprimare pe Facebook în general, că practic acolo postez în ultima vreme pe grupul antreprenorilor. Sunt eu, dar acel eu care este pe Facebook este un eu calculat, un eu care își lasă timp de gândire. În echilibrat, echidistant, genul de om, exact, care practic, cel puțin așa mi se pare mie, că ești genul de om care spune, bă, nu o să-ți vină să crezi ce am aflat, știi? Adică tu nu vii și spui, bă, sunt nebunit de chestia asta, cel mai tare. Nu, bă, că, pe bune, ia uite aici. Cred că scopul meu e să informez, sau menirea mea e să informez oamenii despre lucrurile pe care le cunosc, dar să fiu imparțial, că să nu cad de o parte sau de cealaltă a drumului. Vreau să, de multe ori vreau să las omul să gândească pentru el, să nu asta e,
Asta e problema noastră. Asta este problema noastră, Cristian. Asta este problema noastră. Noi suntem prea echidistanți și lăsăm oamenii să gândească pentru ei. Cei care au succes au o opinie foarte bine stabilită, au niște granițe foarte clar definite în felul în care se exprimă, în felul în care se prezintă și sunt genul de oameni care își fac fani. Fani de aia. Știi? Uite o chestie hardcore. Interesantă. Un brand fără opinie e degeaba. Indiferent ce fel de opinie, că e religioasă, că e politică, că e socială, că e de orice altă natură vrei tu să fie. Un brand, dacă n-are o opinie, nu e un brand. Ok, dacă tot am trecut în partea de advertising, un capitol pe care speram să-l aducem în discuție, spune-ne puțin despre advertising și felul în care vezi tu impactul platformelor social media asupra felului în care se face advertising în zilele noastre și dacă nu ești un pic, măcar un pic melancolic după felul în care se făcea publicitate pe vremuri. Eu sunt un iubitor de publicitate, adică eu mă uit la videoclipuri de alea publicitare de pe vremuri, știi? Noaptea devoratorilor de publicitate. Da. Hai să o facem în 10 minute. Maxim. Într-adevăr, cum ziceam, am 25 de ani de zile de experiență în spate, 25 de ani de zile de artă plastică, sculptură, pictură, desen, dintre care 15 sunt pe digital, așa cum am zis, graphic design, desktop publishing și 3D și animație pe aici, pe acolo, pe unde am avut ocazia. Îmi plac genul ăsta de chestii, le iubesc, eu așa am crescut, cu astea m-am format. În ziua de azi și în special în ultimii 2 ani de zile de când am deschis Var Atelier, cred că cumva mi-am luat o mică pauză, o mică pauză în care am încercat să mă găsesc pe mine, ca să zic așa, să-mi dau seama unde sunt, cine sunt, ce vreau, unde mă duc. Dacă aș zice că a fost o chestie ușoară sau, mamă, vacanță de 2 ani de zile lejeră, n-a fost. Au fost 2 ani de zile cu... Nu vreau să mă duc în direcția să zic că a fost cu depresie, nu. Semi-depresie. A fost o mică depresie în care nu am știut care-i rostul meu. În momentul de față. În condițiile în care, din nou, fac chestia asta de 25 de ani, 15 ani de zile pe partea digitală, da? Și dintr-o dată, fiind un om care întotdeauna caută lucrurile noi, caută extremele, caută lucrurile ieșite din comun, fiind întotdeauna conștient de noile software-uri, de noile tehnologii, meseria de graphic designer nu este una ieftină. Când am început meseria asta, uneltele pe care le foloseam erau la același nivel cu uneltele unui cabinet de stomatologie, adică practic cea mai scumpă meserie din punctul ăsta de vedere. În momentul de față s-au mai echilibrat lucrurile, stomatologii sunt încă extrem de scumpi, uneltele, tehnologia și materialele folosite fiind în continuare destul de scumpe. Pe partea de design s-au mai echilibrat un pic lucrurile, nu mult. Adică, dar, hai, dacă tot ai intrat în un calculator, în fișul ăsta, fă-mi un buget pentru un graphic designer decent. De unde vrei să... Depinde unde te oprești. Dacă faci doar grafică publicitară, îți trebuie un calculator decent. 4.000, prefera... 5.000. Da, n-am vrut să zic, dar... Da, 4.000, 5.000 de euro, așa, mai departe. Ok, 4-5.000 de euro, să zicem, la o dată la 5 ani de zile, pentru un calculator bun. Monitorul, la fel, în jur de vreo 1.000, că nu e monitorul... Bun, 5-6.000, ok. După care vine software-ul, care pleacă de la 20 de lire... o licență pe viață sau 100 de lire o licență pe viață sau 20 de lire pe lună
sau 500 de lire pe lună. Bine, spre exemplu, gama Adobe e 70 ceva de lire pe lună. Bun, deci mai vorbim de încă 1000 de european. Bun, ok. Cam așa ceva. Timpul. Nu mai pui la socoteală faptul că trebuie să ții pasul cu tehnologia și cu, cu softul, care se schimbă de la an la an. Da, bănuiesc că cea mai scumpă investiție este în timpul și în efortul de a acumula toate cunoștințele ca să, să poți să justifici calculatorul de câteva mii de euro în fața ta. Apoi, pe când un medic stomatolog, un cabinet, ca să-l utilizezi complet cu toată tehnologia, cred că discutăm de undeva binișor spre 100.000 de euro. Da. Adică... Da. Dar asta ziceam, că dacă faci doar design grafic, ok, îți trebuie un, un pachet Adobe, îți trebuie un calculator care să poată să, să proceseze informația. Pardon. În schimb, dacă vrei să faci un pic de fotografie, adică să nu mai fii nevoit să cumperi fotografii cu 20 de lire fotografia de pe, de pe stocuri, ca să eviți drepturile de autor. Așa? Îți iei un aparat de fotografiat automat și acolo trebuie să depui timp, că trebuie să înveți să faci fotografie, în special să zicem dacă ești designer grafic, cam faci cataloge, chestii de genul ăsta, înveți să faci fotografie de produs, înveți să folosești lumina și așa mai departe. Da, mai vrei o cameră de 2-3 mii, după aia încă 2-3 mii. 2500 maxim camera de fotografie, să zicem, poți să faci cu telefonul în ziua de azi. Dacă optezi pentru o cameră de fotografiat, intri în partea, sunt lentilele, care sunt scumpe. Da, vorbești de la 500-600 de euro în sus. Da, sunt lentile de 100 de mii de lire. Cu siguranță, dar nu te duci în partea aia, că, nu. Na, vorba aia, nu ești edita mai compania, ești un creator. Asta la, nivel de design grafic. Dacă vrei să faci și video, dacă vrei să faci și 3D și așa mai departe, softurile de 3D sunt extrem de scumpe. Spre exemplu, dacă vrei să faci animație pentru film sau modelare 3D pentru filme, spre exemplu, sau pentru chestii de genul ăsta, păi vorbim de la 500 de lire în sus pe lună, doar softul. Wow. Ca să nu mai spun ce calculatoare îți trebuie, ca să nu mai spun ce câte calculatoare. Bine, și câți ziua de azi, în ziua de azi să zicem că ai posibilitatea să... ai posibilitatea să faci chestia asta în cloud. Spre exemplu, eu nu mai am un calculator, adică am un calculator fizic, dar calculatorul meu fizic e de vreo 200 de lire maxim. Atât am dat. E o cutie de 200 de lire. În schimb, plătesc un abonament lunar la un calculator virtual de ultimă generație. Adică vârf. Am înțeles. Tu folosești calculatorul pe care l-ai doar ca pe o interfață, practic. Da. Practic, calculatorul virtual pe care l-am, îl pot accesa de pe telefon, spre exemplu, dacă am nevoie. Foarte tare. Și plătesc, nu știu ce înseamnă asta, dar sună foarte interesant. Plătesc un abonament lunar de... E exact ca și cum ai avea un calculator extraordinar de performant, doar că ai un cablu de la calculatorul respectiv, care e în Londra, până la tine acasă, ca să zicem așa. Și nu mai, nu consum din energia ta, nu consum din spațiul tău. Calculatorul pe care l-am în România are 75 de kilograme. Este o stație grafică tower. E imens. Spațiu ocupat consumă minim 740 de W în momentul în care îi dai drumul. Am înțeles de ce ai plecat din România. Te-au dat ai tăi afară din casă. Nu, că stăteam în apartamentul meu, nu era o problemă. Sunt pe picioarele mele de la 14 ani. Așa. Da, da, ca, bineînțeles, ca o glumă. Cineva te-a dat afară din casă. Du-te bă de aici, că tu ne consumi tot curentul. Da, da, iubita. O să mă omoare. În fine. Da, deci poți să faci genul ăsta de muncă și fără să mai dai toți banii respectivi la început. Poți să ții un calculator virtual. Când ai de randat, spre exemplu, să vorbim de Transformers. Transformers are niște roboți extraordinar de faini. Sunt câțiva dintre roboții din filmele Transformers care au miliarde de poligoane, miliarde de de joint, tot din nefericire limbajul meu profesional se duce în engleză, nu se duce în română. Da, pentru că nu știu foarte mulți români care au inventat chestiile astea. Așa. O grămadă de încheieturi. Ideea e că nu aveau cum să
proceseze genul ăla de informație și să randeze genul ăla de informație pe calculatoare interne. Și atunci au optat pentru cloud, pentru randare în cloud. Adică o hală întreagă de calculatoare conectate unul la celălalt, care nu fac decât să randeze și atât. Adică video pe care îl înregistrăm acum, la un moment dat o să fie randat. O să dureze undeva în jur de două ore jumate, trei, cam așa. Sunt companii de cloud care fac chestia asta în 5 minute. Pentru filme, nu pentru un episod la podcast înregistrat la dacă, HD. Dacă nu sunt ocupate serverele, și pentru un episod în HD înregistrat la podcast. Îți dai seama să ajung la un moment dat să am un episod la Escu Show podcast randat la Ultra HD 8K sau nu știu cum, ceva de genul ăsta, și în momentul în care l-am încărcat în YouTube să-mi zic că nu, e prea mult, ia de aici la HD. Când au randat Transformers sus, spre exemplu, nu au mai avut decât Transformers și atât pe serverele respective. Altceva n-a mai avut loc. Asta zic. Dar în principiu există soluții de randare rapid. Și să fim serioși, de ce ai vrea să randezi 5 ore? Mi-aduc aminte când am făcut un curs de medicină, e-learning, un curs de e-learning pentru medicină cu randări ale corpului uman în 3D și aveam 5 calculatoare ale mele pe care randam continuu. Non-stop. Pentru câteva secunde de conținut. Nu mai mult. Nu, acum 5 ani, nu, 5-7 ani, acum 5-7 ani de zile nu exista posibilitatea asta atât de cunoscută de a randa în cloud. Pentru care plăteai $5 și în 5 minute aveai tot proiectul gata, terminat, mai plăteai $5 dacă nu-ți convenea și mai randai odată. Decât să stai ore întregi, zile, practic. Randam o secvență de câteva secunde în 5 ore, pe 5 calculatoare. Pentru că era atât de complexă la prezentarea cursului respectiv, încât era nevoie... Erau niște 3D-uri foarte, foarte bine făcute, foarte definite și clare. Pentru corpul uman. Am randat inimi, am randat plămâni, tot felul de chestii de genul ăsta. Știi care e faza? Revenind la faptul că atunci când ești promovat sau când te promovezi ca un creator de conținut general, cred că îmi place mai mult ideea de a fi, cel puțin eu personal, tătic, între ghilimele, în ceva. Știi cum sunt ăia... tații motoarelor nu știu care sau tații cutiilor de viteze CVT sau sunt tații turbinelor Borg-Horner sau câte și mai câte chestii de genul ăsta. Sunt oameni atât de specializați pe o chestie mică încât oamenii aia niciodată nu vor avea perioade moarte în profesia. Da, într-adevăr, este adevărat. Dar întrebarea mea e, vrei să faci asta? Nu știu dacă doar îmi place ideea sau chiar aș vrea să fac chestia asta. Cred că și eu, ca și tine, sunt în perioada de căutare, știi? Aici e diferența. Vrei să faci doar asta? Poți să o faci de mâine. Nu știu dacă mă las inima, pentru că îmi plac atât de multe chestii. Nu pentru că aș fi leneș, ci pentru că îmi plac atât de multe chestii și sunt atât de interesat și de curios în atât de multe lucruri, încât nu știu dacă aș putea să mă orientez numai pe o singură chestie. Mi-ar fi frică să nu cumva să ratez altceva care s-ar putea să-mi placă la fel de mult. Nu cred că e vorba de frică, e vorba de decizia de a face compromisuri sau nu. Vrei să faci compromisurile respective sau nu vrei să faci compromisurile respective. Dar sunt atât de multe chestii faine. Adică mi-ar plăcea, de exemplu, să fac atât de multe lucruri, că viața e atât de scurtă și atât de frumoasă, adică poți să ți-o faci atât de frumoasă prin varietate, nu știu. Să-ți dau un exemplu. Și uite, de data asta chiar mă acces pe partea de 3D, da? Nu mă duc și pe partea de design. Sunt două direcții total diferite. Am făcut statuete mai mici sau mai mari în 3D pentru diferiți clienți. Am făcut inclusiv o mască pentru un musical care rulează în Bristol,
a rulat internațional, de fapt, făcut de cei de la Disney. Astea intră într-o categorie. Și aș fi putut să rămân pe chestia asta, să fac doar chestii în direcția asta. Statuete, măscuțe, chestii de genul ăsta. Nu, eu am vrut să fac și altceva și am avut ocazia să lucrez, una la mână am lucrat cu niște tipi care au lucrat la Game of Thrones, spre exemplu. Oamenii fac scanare aerială. Asta vreau să știu. Asta vreau să știu. Oamenii fac scanare aerială cu drone. Eu a trebuit să curăț acele scanări, fiindcă au, cum am zis, au miliarde de poligoane, nu poți să printezi 3D așa ceva. Și nu-ți, în primul rând că nu-ți printează imprimanta, că nu-ți recunoaște cloud-ul de poligoane. Când scanezi o chestie cu o dronă, îți face un cloud de triunghiuri, de poligoane, pe care trebuie să-l procesezi și trebuie să-l cureți ca să poți să-l printezi să arate bine. Asta a fost unul dintre proiectele care mie mi-a plăcut foarte mult. Am crezut că nu a fost un volum de muncă foarte mare. Am crezut că nu o să pot să reușesc să fac așa ceva. Da, mă, dar ai lucrat pentru Game of Thrones. Ai n-am și tu ceva acolo. N-am lucrat pentru Game of Thrones. Am lucrat cu o echipă care a lucrat, care a avut la un moment dat... Am înțeles. Vezi, eu atâta eram de fascinat de chestia asta, încât gata, eram acolo. Bă, ăsta au făcut dragonul. Aș fi dorit să se întâmple asta, dar nu, cum am zis. A fost o echipă care a lucrat la Game of Thrones, au avut o parte din munca lor implementată în Game of Thrones. Deci ei au filmat și i-au scanat cu dronele, iar tu ai curățat practic filmările și scanările lor. Eu am curățat, spre exemplu, am curățat două chestii. Una a fost o carieră minieră pentru o prezentare în cadrul unei companii, că e mult mai ușor să vezi o chestie 3D în fața ta pe care poți să pui mâna și să o simți, decât să te duci să vezi din elicopter sau la fața locului. Asta a fost una, iar cea de-a doua este capul Gibraltar. Știu unde e, nu? Care a fost tot așa scanat cu o dronă și a trebuit să-l curăți ca să poată fi printat 3D și expus într-o locație ca oamenii să vadă cum arată capul Gibraltar la o dimensiune mai mică decât realitatea. Voiam să fac o glumă, să întreb cu sau fără mai emoții, dar vezi, m-am abținut. Da, nu. Eu puteai să faci. Așa? Iar încă unul dintre proiectele care mi este foarte drag, eu fiind extrem de pasionat de tot ce înseamnă tehnologie nouă, inteligență artificială și tot ce înseamnă drone și electricitate, transport electric, am avut ocazia să lucrez la o motocicletă electrică. Să fac câteva părți, componente ale cadrului pentru o motocicletă electrică, care a avut și un show de televiziune la un moment dat. Spune-ne! Un episod întreg. Proiectul a fost o colaborare. Un prieten a făcut design-ul. A avut nevoie de cineva care să-l ajute să facă o parte din componentele care urmau să fie printate 3D în carbon, în filament de carbon. Și practic noi am făcut cumva cutia care vine deasupra cutiei în care este bateria, ca să arate cumva, să arate într-un anume fel, să nu fie pur și deci simplu. O bucată dintre aia din carena motocicletei a fost făcută de tine. Designul este... Și a trebuit să scanez motocicleta, a trebuit să iau cotele, măsurători și așa mai departe, apoi să implementez designul pe acele informații. Și este o motocicletă care s-a vândut cu 25.000 de lire. Doar una singură? Da, este un prototip. A fost o comandă specială. Cum am zis, a și făcut un episod un documentar pe chestia asta. Să-mi trimit și mie link-ul să-l pun în descriere, să vadă lumea. Nu știu dacă vreau să-ți trimi link-ul să-l pui în descriere, că sunt niște probleme de copyright acolo. Nu, ca să-l vizioneze lumea, doar ca să-l vizioneze. Da, știu ce zic, glumeam. Da, din nefericire nu am primit creditele necesare. Nu? Nu. Nici eu, nici designerul care a făcut
Prin credite te referi la remunerație sau te referi la, băi, uite, asta, chestia asta îi aparține lui? Nu, ăștia sunt oamenii care au muncit la chestia asta, cam acolo, de asta am zis. Oamenii pot să caute proiectul, sigur o să-l găsească pe undeva, n-aș vrea să-l fac public. Dar, din nou, e unul dintre proiectele care cumva nu poate să-mi impună nimeni să nu vorbesc despre el, pentru că, până la urma urmei, am muncit la el, nu e ca și cum n-am fost acolo. Uite, o să fac o chestie pe care nu vreau să o fac, dar când e cazul, să zicem, că o aduc în discuție. E un subiect destul de delicat. De probabil 10 ani de zile am decis să nu mai lucrez pentru companii și cu companii care nu se aliniază conceptelor mele, în special cele morale. Nu vreau să fiu răspunzător pentru profitul nimănui atunci când eu nu sunt un cumpărător al produselor și serviciilor respective. Este o gaură într-adevăr în buzunarul meu și al firmei, dar asta este, mi-o asum. În schimb, sunt situații în care, dacă cumva se aliniază proiectul felului meu de a fi și felului meu de a gândi, atunci e posibil să accept și anumite proiecte care în mod normal nu le-aș accepta. Unul dintre ele pe care l-am scos inclusiv din CV, nu doar din portofoliu, dar cum am zis, este un subiect destul de complicat și actual, practic. Înainte să plec din România, Gazprom a construit primele 3 benzinării pe teritoriul României. Toată campania publicitară, însemnând toată partea de grafică printată, de flyere, pungi, afișe, inclusiv reclamele de pe televizoare, de pe televizoarele din benzinării, toate astea au fost făcute de mine. Inițial, cum am zis, Gazprom nu era pe lista mea de clienți sub nicio formă, doar că direcția pe care au vrut să meargă a fost una ecologică. Au avut niște chestii implementate din punct de vedere ecologic și din punct de vedere al reciclării. Și am zis, ok, oamenii vor să meargă pe o direcție care mie mi-este dragă și nu văd de ce nu aș pune osul la treabă și nu văd de ce nu aș vrea să-i ajut să se ducă în direcția asta atâta timp cât vor să promoveze genul ăsta de mentalitate și de concept. Chiar dacă Gazprom nu a fost o companie care era pe lista mea, așa cum am zis. Eu nu știu dacă ar trebui să fie vreun resentiment acolo, cel nu puțin este la nivel teoretic, pentru că să ne amintim că circumstanțele sociale, politice, economice se schimbă. Prioritățile noastre, personale, individuale, comunitare, naționale, se schimbă. Da, nu este un resentiment, doar că, așa cum am zis, eu am decis să scot proiectul Gazprom din portofoliu și din CV pentru simplu fapt că nu sunt absolut de acord de nicio culoare cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Da, asta a fost metoda mea de a mă de a proteja pe mine spiritual, da. Dacă vrei. Într-un fel este de înțeles, pe de altă parte este o muncă pe care ai făcut-o și nu văd ce legătură are munca ta din punct de vedere publicitar. Pentru că tu ți-ai făcut treaba pentru care ai fost plătit, pentru care ai fost recrutat la momentul respectiv în compania respectivă. Da, într-adevăr. Și ți-a ieșit și bine, adică, băi... Relativ bine. Na, bănuiesc că... Se putea mult mai. Întotdeauna se poate mult mai bine. Întotdeauna se poate da, mult mai bine. Da, the benefit of hindsight, știi? Da. Eu nu sunt un mare fan al revenirii asupra unor decizii pe care le-am luat în trecut. Chiar dacă îmi pare rău că le-am luat, chiar dacă uneori îmi dau seama că am făcut o chestie care poate astăzi nu aș face-o,
dar am făcut-o, asta este. Da, Atunci da, da. Asta a fost decizia mea, mi-o asum acum, îmi asum consecințele, fac în așa fel încât să schimb anumite chestii greșite pe care le-am făcut în trecut și să încerc să progresez ca persoană sau ca profesionist. Dar, din punctul meu de vedere, faptul că tu ai depus o muncă care la momentul respectiv a fost apreciată și remunerată, cu siguranță, m-am fost tare încântat că am reușit, am fost recrutat, practic, ca să lucrez pe acest proiect. Pentru că mâinii poate afli că nu știu care companie cu care ai lucrat. Sunt multe, am o listă întreagă, începând cu Monsanto, spre exemplu. Na, adică... Și tu nu faci altceva decât graphic design, chestii care sunt foarte departe de politica lor și de chestiile lor nasoale, știi? Multe dintre scandaluri le-am aflat după ce am făcut anumite proiecte. Da, dar nu cred că este... Nici nu-ți alegi. Da, mă, dar nu cred că este treaba ta ca graphic designer și creator de conținut. Ce face compania care te plătește pe tine... să le faci nu știu ce flyere, știi? Pentru că nu ești tu ăla care se duce să facă porcăriile în teren. Logic. Sau nu ești cel care susține, da, mă, uite, eu în mod activ particip la porcăriile astea, știi? Normal. Na, în fine. Eu mă bucur că ai un palmares atât de mare și mă bucur că ai o expertiză pe care poți să o împărtășești cu noi. Pentru că e foarte important să știm în ce ape ne scăldăm, mai ales atunci când vine vorba de felul în care suntem folosiți, suntem manipulați, atunci când vine de vorba de advertising, publicitate în general, felul în care marketingul și cu publicitatea par să ne modeleze caracterile, și copiii și felul în care ne comportăm și felul în care cheltuim banii și felul în care ne programăm tot felul de chestii în viață. Deci, efectiv, oamenii sunt influențabili. Da. Practic, și dacă nu-ți dai seama de chestia asta, ești clientul perfect. Ești consumatorul ideal. Da, cel mai tare atunci când ești manipulat și habar n-ai că ești manipulat. Întotdeauna o să fie chestia asta. Întotdeauna o să fie oameni care o să vrea mai mult, întotdeauna o să fie oameni care o să vadă la alți oameni alte chestii, întotdeauna o să fie oameni care o să se uită la televizor și o să zică, wow, dar produsul ăla mi se adresează exact mie, deși nu e tot timpul adevărat. Pe mine cel mai tare mă amuză fidelitatea față de un brand. Cred că asta este o chestie personală. Încă te reprezintă, știi? Crezi că te reprezintă. Crezi, pentru că doar crezi. Brandul ăla nu te reprezintă niciun fel. Doar te-a targetat ca și client. Chestiile astea psihologice, știi? Dar evit, fiindcă din nou nu... Eu întotdeauna le-am zis oamenilor care au venit la mine și m-au rugat să-i ajut într-o anumită direcție și mi-au cerut sfatul și cumva am reușit să le dau, să îi ajut în direcția asta cumva, dar întotdeauna am ținut să le cer să nu ia lucrurile pe care le zic ca un sfat, să ia ceea ce zic ca pe o idee, să facă cercetare și dacă ideea respectivă li se potrivește, atunci să-și o asume și să o pună în practică. Dar ești conștient că marea majoritate a celor care cer sfaturi sau a celor care cer informații sau a celor care urmăresc chestii pe care tu le promovezi, nu fac altceva decât să frunzărească, pentru că în general vorbind, asta e natura umană. Da, e aceeași chestie și cu publicitatea, cum ai, sau cu metoda asta de manipulare. Până la urma urmei este o manipulare, indiferent cum o sună. Că sună rău, e partea a doua, da? Nu e tot timpul o manipulare negativă, da? Hai să-i spunem influență. Influență. Poate sună un pic mai bine. Poftim. Niște influencerii, tot un fel de manipulatori sunt. Da, și acum efectiv am manipulat discursul spre o anumită categorie socială care este foarte prezentă pe social media, adică se poate face foarte ușor, doar folosind anumiți termeni, folosind anumite inflexiuni, anumite tonuri ale vocii sau anumite tipuri de voci sau anumite fundaluri muzicale sau anumite cue-uri verbale sau anumite imagini sau culori sau chestii de genul ăsta. Ideea e că fără reclamă nu ai putea să
ai acces la produsele respective. N-ai aflat de ele. Fără reclamă, ca și companie, n-ai putea să le vinzi, fiindcă lumea n-ar avea de unde să știe. Și atunci, cumva, trebuie să-ți faci reclamă ca să vinzi produsele, cumva trebuie să existe reclamă ca oamenii să știe pe ce dau banii. Sau pe la ce modul general, dea bani. La, da, modul general, da, la modul general, da. Pentru că putem foarte bine da exemplu sau contraexemplu unde n-ai să vezi niciodată la televizor făcută reclamă la Rolls-Royce sau la Bentley sau la Rolex sau la Schaffenhausen sau la chestii de genul ăsta. E adică cu tot o altă categorie de oameni acolo. Vorbim de o altă planetă, nici măcar da, de altă țară sau, da, acolo e altă specie. Cu tot o altă clasă socială, din păcate. Da. Din și cele care sunt. Da, așa este. Dar, da, într-adevăr, are părțile bune și părțile proaste, dar cum am zis, este benefică. Trebuie să încerci să vezi lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă. Dacă te trezești dimineața cu gânduri negative, o să vezi negativ toată ziua. Dacă te trezești și încerci să fii pozitiv, o să vezi totuși oameni care totuși îți zâmbesc pe stradă sau lucruri care sunt faine, nu neapărat. Poate sunt doar eu melancolic acum, după reclamele alea de altă dată. Știi, când erau făcute altfel, erau făcute altfel. Reclamele din ziua de azi, într-adevăr, nu mai sunt la nu nivelul ăla. Acum, poate cele din America care se fac pentru Super Bowl, alea sunt încă pe stilul vechi, dacă stai puțin. Unele dintre ele, da, 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 pe aici, pe acolo, mai ales la unele mărci de automobile care sunt consacrate printr-un anumit tip de reclame. Știi, mă refer la Dodge, mă refer la Ford, mă refer la anumite tipuri de muscle cars, știi? Unde trebuie să atragă un anumit tip de clientelă care dintotdeauna a fost atrasă de testosteronul ăla pe care îl induce posesia unei mașini de felul ăla sau unui anumit obiect. Cred că, uite, spre exemplu, unul dintre exemplele bune, Playboy-ul când își făcea reclamă, era targetat direct pe bărbați în o anumită clasă socială. Nu era o revistă pentru toată lumea. Nu era o revistă ieftină în zilele în care Playboy-ul făcea piața. Astăzi nu ar mai funcționa sub nicio formă. Nu știu, mie mi se pare că reclama din ziua de astăzi, în general vorbind, publicitatea din ziua de astăzi este foarte ideologizată, este foarte politizată cu politica identitară, este foarte influențată de discursul ăsta superficial care are loc în spațiu public. Nu are esența aia produsului sau a companiei sau nu transmite etosul ăla pe care cel puțin în teorie ar trebui să-l aibă o companie atunci când exersează sau, mă rog, prestează în domeniul comerțului, pe piață. Și lucrurile se schimbă și mai rău. Gândește-te că mergem... Că, o să revin un pic la ce ziceam mai devreme de semi-depresia mea din ultima perioadă în care... Hai să nu-i spunem depresie, hai să-i spunem perioadă de reflexie sau de, sau perioadă de, sau reflexie, de introspecție. Exact. În care m-am hotărât să pun mult mai mult efort în direcția inteligenței artificiale, în primul rând, și în ceea ce înseamnă tehnologie și roboți. Și mi-am dat seama că dintr-un designer grafic care nu-și făcea griji pentru ziua de mâine, brusc, ziua de mâine și viitorul ăla în care nu o să mă stresez până ies la pensie cu meseria pe care o am, brusc au devenit, au dispărut, s-au transformat în, ba, mâine trebuie să te gândești ce faci, că s-ar putea să nu mai faci design grafic, că nu mai ai loc. Pentru că este deja un computer sau un proiect, da, un soft de, da, inteligență, da, artificială, care face ce fac eu și încă vreo 20 pe lângă mine, da, într-o secundă. Sunt dezbateri foarte elaborate în momentul de față, inclusiv pe partea de copyright. Cum o să reușim să recompensăm oamenii care la un moment dat au creat niște chestii care au ajuns pe internet
Spre exemplu, DeviantArt are peste 300 de miliarde de opere de artă pe site-ul lor. Opere de artă pe care în momentul de față intră în baza de date a noului lor motor sau software sau generator de conținut bazat pe inteligență artificială. Și una dintre problemele mari pe care le-au avut a fost asta, că comunitatea de artiști a zis: bă, dar noi nu vrem, că sunt ale noastre, nu vrem să fie folosite de motorul de generare, fiindcă nu primim nimic pentru chestia asta. Ok, am înțeles, 300 de milioane, dar totuși sunt niște oameni care au muncit acolo pentru chestiile alea. Și într-adevăr, 8 ore mai târziu, după ce au făcut anunțul în care au zis că toate cele 300 de milioane de opere de artă o să intre în baza de date a generatorului de imagini, 8 ore mai târziu au zis că persoanele care doresc să se retragă pot să o facă în scris, și ceea ce au postat pe site-ul celor de la DeviantArt în decursul celor 20 de ani nu o să fie folosite la generarea acestor imagini. Și asta e una dintre chestiile care pe mine cumva m-au dezechilibrat un pic. Fiindcă stai și te gândești ce faci cu 25 de ani de zile, 8 ore pe zi cel puțin, consumate în direcția asta. Le arunci pur și simplu la gunoi și lași un robot să îți facă treaba? Se pare că da. Și fără scrupule, da. Și fără regrete, și fără niciun fel de considerații pentru faptul că ani și ani de zile ni s-a spus crescând că ăsta e viitorul, că asta trebuie să faci, că ăsta e domeniul în care niciodată nu vei avea de suferit, în care tot timpul vei avea ceva de muncă, știi? Când de fapt și de drept îți dai seama că tot meseriile alea clasice, între ghilimele, pentru că iarăși ele au devenit clasice doar prin faptul că sunt atât de necesare, doar prin faptul că nu putem supraviețui fără ele, tot alea sunt și vor fi cu siguranță în continuare apreciate. Tot cineva care produce mâncare, tot țăranul care lucrează pentru, eu știu, cu animale, cu produce cereale și așa mai departe. Nu o să mai fie. O să, dacă te uiți un pic pe direcția pe care merge genetica și... Crezi? Da. Crezi la un moment dat că vom trimite roboți pe Marte să îți și zic care o să fie primele două alimente care dispar după, o să dispară practic după rafturi în varianta lor naturală. Unul este laptele și produsele lactate. Așa, și celălalt este peștele. Sunt primele produse care o să dispară pur și simplu după rafturi. O să găsești lapte, dar o să găsești lapte crescut în laborator și pește în aceleași condiții. Făcut dintr-o celulă de mușchi de pește, câteva sute de milioane de tone de pește. De fapt, cred că poți să cumperi burgeri acum care sunt făcuți din carne crescută în laborator. Într-adevăr, dar încă nu suntem la nivelul în care să ne permit să putem să scăpăm de ferme așa repede. Dar peștele e una dintre problemele mondiale. În primul rând că nu mai este peștele de acum 50 de ani, nici ca volum, nici ca și calitate. În Anglia cel puțin cred că zilnic scot o specie de pește din consumul uman. Da, că e plin de plastic și de microplastic și tot felul. Și atunci normal că singura direcție și cea mai ieftină și cea mai rapidă e asta, înlocuirea cu... Trebuie să vezi și partea bună. Spre exemplu, o celulă de carne de porc clonată și multiplicată o să aibă exact același gust de carne de porc, de mușchi de porc, doar că n-o să aibă forma și textura de mușchi de porc și cred că cel mai important n-o să aibă antibioticele, n-o să aibă paraziții care se găsesc în porc și așa mai departe. Adică cumva trebuie sperăm că se întâmplă chestia asta, pentru că dacă nu facem altceva decât să înlocuim fermele cu laboratoare, practic cam ajungem la aceleași probleme. Nu uita că nu doar noi progresăm și evoluăm, da, și microorganismele, și virusii,
Adică de asta avem pandemii, am avut și vom mai avea în continuare, nu? Și revenim la inteligența artificială și inteligența artificială. La un moment dat, nu, eu ți-am zis, eu mă lovesc. Crezi că filmul Terminator poate fi un scenariu de, mă rog, o poveste dintr-o carte de istorie? Nu vreau să-i dau dreptate lui Elon Musk neapărat, dar da. Dacă nu ținem sub control inteligența artificială, s-ar putea să avem niște surprize tare neplăcute. Cineva întreba la un moment dat, cam în câți ani? Cum adică cam în câți ani? Deja se întâmplă. Sunt companii în... E posibil să mă înșel, nu știu, dar sunt aproape sigur că prima companie cu un CEO bazat pe inteligență artificială e în Japonia. Și s-a întâmplat acum vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Adică este un, pe lângă grupul de membri care aparțin comisiei, unul dintre ei este inteligența artificială. Și ce vreau să zic, că majoritatea oamenilor la un moment dat se speriaseră că mamă, o să vină roboții, o să ne ia locurile de muncă în fabrici, în agricultură și așa mai departe. Eu zic ca oamenii din agricultură și industriile astea să stea un pic liniștiți, că primii pe listă sunt muncile de birou. Primii pe listă care dispar ăștia, noi suntem cei care muncim pe calculatoare, la birou, care vânzări. Cei de la call center. Prețuri, call center-ul e deja dispărut. Câți roboți te sună pe fiecare lună? Nu mă sună prea mulți pe mine, dar în momentul în care sun eu companii că am ceva de rezolvat, că am vreo problemă sau că am nevoie de un produs care să înlocuiască pe ăla defect pe care l-am primit, aproape de 7 ori... How can I help you? Aproape de 7 ori din 10, da, vorbesc, probabil că vorbesc cu un robot. Băi, într-un fel mă entuziasmează, mă bulversează și mă și sperie, știi? Toate trei la un loc, nici nu știu cum să reacționez la chestiile astea, pentru că pe de o parte e inevitabil, pe de altă parte este necesar, pe de altă parte ce naiba facem cu noi, cu oamenii ăia care își pierd. Asta e cea mai mare problemă. Sunt atâtea întrebări de ordin social, de ordin cultural, de ordin... Bă, ce facem, frate, cu oamenii ăia care nu se mai duc la muncă și care vor suferi, care se numesc, la modul... Care se numesc deja oficial the unemployable sau the useless class. Wow! Mamă, ce mai înveselit azi. Am făcut paranteza asta ca să-ți dau până la urma urmei și răspunsul. Cum ziceam, m-am speriat un pic. Eram conștient de chestia asta de foarte mulți ani. Știam că la un moment dat Matrix și Terminator, într-o anumită măsură, devin realitate, că ne convine, că nu ne convine. Dar nu... Mă așteptam să mai dureze un pic de timp. În momentul în care inteligența artificială a început să conducă singură mașini, una la mână și doi la mână, să creeze artă, chiar dacă e artă între ghilimele, folosind operatori de inteligență artificială, deja cumva m-am panicat. Am reușit în ultimul an să mă împac cu ideea și... Să-mi dau seama că este până la urma urmei o unealtă pe care va trebui să o folosesc în așa fel încât să-mi ușurez munca. Din fericire rămâne ochiul critic care s-a format în ani, care poate să decidă ce trece mai departe și ce rămâne doar la stadiu de doar o imagine generată. Eu cred că artiștii adevărați și creatorii veritabili de artă nu vor dispărea niciodată, pentru că nu cred că vei putea înlocui un artist adevărat cu inteligența artificială. E adevărat că nu prea poți să distingi dintre un tablou pictat, între ghilimele, de inteligență artificială și unul produs cu dragoste, cu sacrificiu, cu trăiri intense și cu tot felul de războaie dintre astea interne de un artist adevărat. Dar
diferențe sunt și cine știe la ce se uită, cred că se vede. Uite, vezi că aici intervine o chestie foarte interesantă. Am și eu am chestii la care țin, am chestii pe care le-am făcut, am chestii pentru care mi s-au oferit bani și n-am vrut să le vând. Fiindcă nu... Sunt niște chestii personale, sunt niște chestii pe care le-am făcut pentru mine. Și acum că câteva persoane au reușit să le vadă și au zis, mamă, îmi place, vreau să o cumpăr. Și eu am zis, nu, de ce? Că e o parte din sufletul meu în chestia asta. Nu pot să-ți vând această chestie. Oricât aș vrea, oricâți bani mi-ai da. Se spune că toți avem un preț. N-aș fi așa sigur. Pe de altă parte se spune că toți avem câte o păstărie, că unii dintre noi câte un stol. Da. Și un car de draci în cea. Suntem pe final, mai avem cel mult 10 minute la dispoziție, minute pe care aș vrea să le folosim pentru a ne povesti experiența ta cu Avram. Vorbesc de experiența de astă vară, de traversarea canalului Bristol în Nod, o premieră pentru noi românii. A fost primul român care a făcut chestia asta vreodată. Și, bineînțeles, la urmă o să ne spui unde te pot găsi cei care vor să te urmărească, cei care vor să-ți folosească serviciile și, bineînțeles, ne luăm la revedere. Hai să folosim ultimile 8 minute pentru a vorbi despre aventura cu Avram și după aia celelalte două pentru a încheia. Cum ți s-a părut Avram Iancu? Cum ți s-a părut colaborarea cu el? Cum ai colaborat cu el? Cum a fost ziua aia sau zilele alea pe care le-ai petrecut lângă maestru Avram Iancu? Păi, cred că am mai zis-o de vreo câteva ori. Pe Avram cred că pot să-l să-l descriu cu un singur cuvânt. Titan. Mie așa mi se pare. Știi ce n-am făcut? N-am creat mediul. N-am spus exact ce s-a întâmplat. Practic, Avram Iancu este un polisportiv de anduranță care face tot felul de provocări de astea aproape nebunești. Omul ăsta înnoată zeci și sute de kilometri. Este omul care a traversat în not canalul Bristol, canalul Mânecii, este omul care a notat toată Dunărea de la origini până la vărsarea în mare, 1900 și ceva de kilometri. Este unul dintre invitații pe care am avut la Escu Show Podcast, cu mare mândrie spun chestia asta, deci dacă vreți să vă informați despre el, vă rog să mergeți și urmăriți episodul respectiv. În vara anului 2022 a traversat în premieră pentru noi românii canalul Bristol. Cel care a fost acolo lângă el și care a filmat și care a trăit experiența asta minut de minut alături de Avram Iancu este Cristi. Și bineînțeles nu doar Cristi, o să-i acordăm credit și colegului pe care am uitat acum cum îl cheamă, îmi cer scuze. Istvan. Dar te rog spune-ne cum ai văzut tu din perspectiva ta, cum ai trăit și cum ai simțit toată chestia asta alături de Titan, așa cum îl descrii tu. Cu frică, în primul rând. Că ce s-a întâmplat? A trebuit să îl ajut un pic pe partea de project management. A trebuit să încerc cumva să îi asigur cât de cât condițiile optime pentru a-și desfășura activitatea. Asta însemnând să iau legătura cu ambasada, cu consulatul României în Țara Galilor, să găsim o cazare, să găsim o mașină care să ne ajute să ne transporte unde avem nevoie, în același timp să găsim încă un membru. Avram avea nevoie de doi oameni pe barcă, unul care să facă fotografii, să filmeze și să ajute cu prepararea mâncării, cu prepararea hranei pe parcursul celor, nu mai știu, 12 ore, 15 au fost, cred că, per total în barcă. Practic, o echipă de încă două persoane, în afara pilotului, copilotului și celui care practic înregistra tot demersul sportiv pe care Avram... Din partea oficialităților... Da, un oficial, exact, din partea... Toată chestia asta a fost înregistrată cât se poate de
Exact, oficial, exact, știi? exact. Da. Deci, practic, ce a trebuit să fac eu a fost să fac un pic de project management, să strâng oamenii. Mi-am dat toată silința să fac lucrurile să iasă perfect. N-au ieșit chiar perfect, asta este, se mai întâmplă. Nici nu e ușor să gestionezi genul ăsta de eveniment și peste 50 de persoane. Așa. Cum am zis, am plecat din Glenthorne dimineața la 7. De fapt, am plecat din Porthcawl către Glenthorne cu o barcă. Barca pe care ne-am și întors practic în Porthcawl din Glenthorne. Noi în barcă, Avram înotând, pe peste 11 ore, ceea ce mie încă mi se pare fantastic. Eu nu înțeleg. Nu pot să înțeleg. Sunt fost sportiv de performanță. Am făcut box, am făcut o grămadă de alte sporturi și nu pentru de asta am și zis, este un titan. Și nu neapărat un titan doar din punctul de vedere al performanțelor fizice. Este un titan din punct de vedere al performanțelor psihice, al controlului. Și mi se pare un om de la care ai ce învăța. Mi se pare un om care e bun de luat ca și exemplu, din punct de ca și modestie, este o fântână de modestie. Rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni la fel de modești ca Avram Iancu. Este genul asta de om care atunci când vorbește trebuie să taci și să-l asculți, cu siguranță da, ai ce să auzi de la omul ăla. Foarte prietenos. Pe mine mă face să mă simt așa mic și umil, știi? Mie mi s-a părut fantastic seara după ce am terminat traseul, când ne-am dat jos din mașină unde ne-am întâlnit cu restul românilor care au venit să ne felicite, să ne salute. Eu nu mai vreau să mai fac nimic. Deci eu am vrut pur și simplu să mă duc la o masă, să beau un pahar de apă, două, și cam atât. N-am mai vrut fotografii, că mi s-a și reprosat. Chris, dar nu vrei să faci fotografii? Zic, am făcut fotografii toată ziua, Avram a terminat cursa, vă rog frumos să vă ocupați. Să faceți fotografii. Exact. Mie ce mi s-a părut fantastic, că după toată chestia asta, Avram a ieșit din apă, obosit, a mers să ne întâlnim cu românii. Mamă, și când ne-am întâlnit cu românii, dintr-o dată, ceai că n-avea nimic, ceai că e gata să intre din nou în apă, să o ia de la cap. Și asta mi s-a părut o chestie fantastică. Plece înapoi în Porthcawl. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, tot respectul. Pentru mine a fost o experiență fantastică, nu doar din punct de vedere al project managementului, dar și din punct de vedere personal, fiindcă am avut șansa să cunosc un om care atunci când își pune ceva în minte nu-l oprește absolut nimic, nu-l opresc valuri, nu-l opresc, nu știu, probabil că sunt și rechini. Stăteam și mă gândeam pe barcă că una dintre fricile cele mai mari în momentul în care ești în apă, în special într-o apă extrem de adâncă, e că nu știi ce e la fundul apei. Vezi ce e deasupra, vezi ce e în jurul tău, vezi câțiva metri adâncime, dar cam atât. Practic, cumva plutești deasupra unui abis, cum plutești deasupra necunoscutului. Și cred că asta ne sperie pe toți, să ajungi într-un loc unde nu știi nimic și să ai ceva de făcut și să trebuiască să te gândești la acel ceva pe care îl ai de făcut în condițiile în care sub tine e abis. Asta mi se pare fantastic. Da, încă o dată, credit pentru felul în care povestești chestia asta, pentru că mie efectiv mi s-a făcut sufletul mic, așa, vrea să-mi pacheteze și să se ia în brațe. Pentru că, da, pe mine mă terifiază gândul în sine să te împingi până la limitele alea, unul la mână, doi la mână, în momentul în care ai terminat cu toată chestia asta, să spui: mamă, ce bine că am ajuns aici, hai să ne distrăm, hai să ne bucurăm de toată chestia asta, adică... Eu știam că pe barcă... Supra-uman, adică nu, n-am alt cuvânt decât supra-uman. Eu știam știu că noi am vorbit, noi am vorbit imediat după ziua respectivă, am ținut legătura, am fost foarte activi împreună, am... Păi din cauza ta.
Am fost autorul din umbră și mă bucur că am putut să fac măcar asta, pentru că la momentul respectiv eu eram în țară. În ziua în care s-a întâmplat lucrul ăsta, eu am călătorit în țară. Deci nu aveam cum să fiu acolo. Mi-aș fi dorit... Vina ta și celor de la Vocea Românilor. Vocea Românilor, și după aceea a fost implicat și RoConnect cu Ștefi Banu și toți cei din jurul ei, și voi toți acolo ați făcut chestia asta să se întâmple într-un mod în care să ne facă pe noi, să ne pună pe noi într-o poziție în care să fim mândri în mod justificabil față de Avram Iancu și el din noi. Consulatul Marii Britanii din Țara Galilor iar a fost wow. Deci jos pălăria pentru toți cei care au fost implicați, pentru absolut toți, de la cum ziceam, cel mai mic până la cel mai mare. Nu sunt fan politică de niciun fel, sunt agnostic, apolitic, ăsta sunt, cu ăsta defilează toată lumea, n-am cum să mă schimb, dar când se face ceva în direcția asta, nu poți să te prefaci că nu. Că am avut momente în care am fost întrebat, da, și ăștia ce au făcut, că n-au făcut nimic. Nu știu dacă se făcea. Care a făcut o chestie, care a trimis un mesaj, care a dat un like, care a fost implicat cu ceva în toată aventura asta, contează. A fost o logistică foarte foarte mare ca volum. Au fost foarte multe chestii care, dacă nu aveam câțiva oameni care să mă ajute cât de cât, nu aveam cum să le țin sub control. E aproape imposibil să faci o chestie de genul ăsta de unul singur. Da. Na. Mă bucur că s-a întâmplat, mă bucur că ai fost acolo. Sunt nerăbdător să văd materialul pe care l-ai înregistrat. Ce iese din mâna ta după editare și după randare. Vreau ca la un moment dat să ne întâlnim și ne vom întâlni face-to-face și vreau să refacem tot traseul ăsta. Deci chiar vreau să facem un in memoriam, să sărbătorim efectiv toată chestia asta, pentru că ai fost implicat, ai fost acolo tu și Istvan Ast, fost pe barcă lângă omul ăla și voi ați transmis live-urile, voi ne-ați făcut... practic ne-ați ținut acolo în priză, știi, pe marginea scaunului, exact ce s-a cumva întâmplat, cum s-a ținut. E un podcast separat ăsta. E mult de... Acum, bucățica asta de discuții vreau să fie considerat un preambul pentru materialul care o să fie live. O să fie, se va întâmpla, mă voi deplasa, vom merge împreună, vom petrece timp pe traseul ăsta și vom face în așa fel încât să-l onorăm așa cum se cuvine. Da, chiar voiam să știu cum te-ai simțit tu și mi-aduc aminte că am vorbit cu tine după ce s-a întâmplat toată chestia, chiar în seara zilei respective, eu în România și tu la Bristol, și efectiv erai, știi, gata, nu mai am cuvinte. La final, cum am zis, mi-a fost un pic frică că sunt totuși 15 ore pe barcă și nu sunt 15 ore pe barcă în vacanță. Sunt 15 ore în care cumva ești și răspunzător de siguranța unui om. Una la mână. Doi la mână, rău de mare. N-am crezut niciodată că o să-mi fie rău de mare. Am dat la vâzle și am stat 12 ore pe barcă pe canalele din Amsterdam zilnic, timp de câteva luni de zile. Mi-era rău când mă dăteam jos după barcă și mă așezam pe mal, pe pat sau pe ceva care nu se mișcă. Nu m-am așteptat niciodată să-mi fie atât de rău pe o barcă, cum mi-a fost în acele ore, cel puțin în primele ore ale acelei zile. Dar la sfârșitul zilei, cu toată oboseala, cu toată tot stresul, că a fost și un anumit nivel de stres, toată experiența a fost extremă. A fost ceva ce peste 30 de ani, 40 de ani, dacă încă sunt în viață, o să-mi facă plăcere să povestesc. Ai fost și vei rămâne parte din istorie. Cu siguranță chestia asta nu o să-ți o ia nimeni și va fi acolo pentru totdeauna. Când e gata materialul, sau când va fi la un moment dat gata materialul pe care l-ai filmat, și după aceea spune-ne unde te pot găsi
cei care sunt interesați de ceea ce creezi tu, de serviciile companiei pe care o ai, și după aceea ne luăm la revedere. Materialul este în momentul de față la Avram. El o să decidă cum și ce se întâmplă cu el. Eu nu am, practic, ce am avut eu de făcut, cumva a ajuns la Avram. El este cumva proprietarul de plin al ceea ce este în acel documentar, în acele secvențe, practic. Nu mi-aparține. Adică, ok, l-am făcut eu, dar toate drepturile asupra acelor imagini îi aparțin lui Avram, decide, este cumva decizia lui când, cum și în ce ordine o să apară. Fair play, fair play. Eu îmi doresc să ajung în România, să stau de vorbă face-to-face cu Avram și se va întâmpla chestia asta. Am discutat cu el și mi-a promis că la un moment dat se va întâmpla. Dar până atunci, spune-ne unde te pot găsi cei care sunt interesați de chestiile pe care le promovezi tu, de serviciile pe care tu le poți oferi cu Var Atelier, și după aceea ne spunem la revedere. În momentul de față, cred că sunt aproape peste tot, în online, de pe Facebook, Instagram, practic tot ce ține de Meta, că tot suntem acolo, TikTok, LinkedIn, sub numele de VAR Atelier. Am și un site, se numește varatelier.com. De asemenea, inclusiv sub numele de Cristian Medeleanu, încă îmi folosesc numele în anumite situații, în special pe LinkedIn, dar cam astea sunt. Da. În principiu, un simplu search varatelier.com sau Cristian Medeleanu ar trebui să mă scoată cumva în evidență pe Google. Îți mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Știu cât de greu a fost să te aduc aici, să iei parte chiar și la podcastul ăsta pe Zoom, pentru că timpul este foarte prețios pentru tine. Cine poți spune în încheiere, un cuvânt din încheiere, ca să... Cred că cea mai bună chestie pe care pot să o zic în încheiere este că orice ar fi, nu renunțați. Vă doriți ceva, mergeți pe direcția aia. Într-un final se va întâmpla. Super tare. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența și pentru timpul acordat, pentru cele pe care le-ai spus, iar vouă, celor care ne urmăriți, ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru susținere. Am fost Escu de la Escu Show Podcast. V-am pupat, o săptămână frumoasă și, ca întotdeauna, spor la bani, cât de muncă suntem sătui. Mulțumesc frumos!